Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Rodica Sărmaș-Pornea, sunt jurnalistă și am plăcerea și onoarea de a modera prima conferință națională a serviciilor de îngrijire pe termen lung. Și pentru că suntem în țara lui Tristan Țara, unde am găsit o toamnă lungă și frumoasă, îl invit pe invit gazda noastră, domnul Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești. Bună ziua, în primul rând. Înainte de a vă face o mică prezentare, să știți acolo unde vă aflați astăzi, aș vrea să urmărim un scurt film.
distanța lumea o imagine cu o altă lume. În piața mare sau pe terase, oamenii aspirau la modernizare. În acest liniștit ușor de provincie, Petrolul și Saxonii au stăruit o mică revoluție. Orașul se schimbă și mulți poftesc la el. Țara Dada, o lume a contrastelor în care spiritul dadaist e viu. Pe 16 aprilie 1896 se năștea la Moimești Samuel Rosenstock, cunoscut după pseudonimul Tristan Tzara. Poet și eseist evreu român stabilit în Franța, unde a trăit până la sfârșitul vieții, cofondator al mișcării culturale dadaiste și unul dintre interpreții de autoritate universală a avangardei literare artistice a secolului 20, a condus la o revoluție majoră în artele plastice și în literatură. Prezența lui Tzara e încă vie aici. Chiar de la intrare te întâmpină monumentul comemorativ Dada, operă a sculptorului Ingo Glas, și caravelul Tristan Tzara, lucrarea artistului plastic oineștean Julian Dumitri. În fiecare an, în preajma zilei de naștere a lui Tristan Tzara, 16 aprilie, dadaiștii din toată lumea se întâlnesc aici, la Moimești, la Simpozionul Internațional și Expoziția Muzeală Tristan Tzara și Cultura Dada. Odată stabilită o conexiune cu Tzara, fiecare dintre acești neobosiți fani ai mișcării dadaiste se transformă într-un entuziast ambasador al țării Dada. În inima locului, plăsmuirea de dadaismului îți apar parte din niciunde. Foarfeca, grifon, sufletul lui Tzara sunt toate parcă prinse într-un dans imaginar în parcul tematic Dada, în timp ce creația sculpturală Sfânta Treime contrastează prin sobrietatea și austeritatea sa. Acesta este Ținutul Moldav al Moimești. Trăiește povestea într-un timp de viață obișnuit, dar atent și receptiv la tot ce civilizația modernă oferă pentru delectare, odihnă, cunoaștere, îmbogățire spirituală. Dar și al unității, un loc al tradiției, dar și al evoluției, un loc al celor ce au fost, dar și al celor ce vor fi, un loc al împlinirii fericite a tuturor pieselor într-un frumos și primitor întreg. Veniți în Țara Dada! Acest film a fost realizat odată cu festivalul care are loc în fiecare an aici la Moimești, dedicat lui Tristan Tzara. Noi avem mult mai multe de arătat, vă voi spune eu în câteva cuvinte, dar înainte de acest lucru, vă rog să-mi dați voie să vă adresez salutul cetățenilor municipiului Moimești, așa numit personal, să vă spun bine ați venit la Moimești pentru cei care astăzi veniți prima dată aici, dar să vă spun și bine ați revenit celor care au mai fost aici cu alte ocazii. Aș vrea să salut în primul rând pe doamna director Cerasela Măciucă, cea care este inițiatoarea acestui eveniment, a acestei conferințe și, bineînțeles, și invitații dumneaei care vor avea și intervenții pe parcursul lucrărilor acestei conferințe. Să salut și pe cei care sunt de aici de aproape, din mijlocul nostru, și aș începe cu cei doi primari prezenți aici, domnul primar de la Slănic Moldova, domnul Gheorghe Baciu, domnul primar de la Târgu Ocna, domnul Cristi Ciubotaru, managerul Spitalului Municipal Moimești, domnul dr. Adrian Cotărleț, doamna director de la Direcția de Sănătate Publică Bacău, doamna Arim, mai sunt aici colegi din Primăria Moimești, viceprimarul, doamna secretar general, Direcția de Asistență Socială cu salariații de la această direcție, mă uit prin sală, șeful Centrului de Îngrijire a Persoanelor Vârstnice de aici, de la Moimești, domnul Manolache. Așadar, mă bucur că sunteți astăzi cu toții aici și aș vrea să vă prezint câte ceva despre municipiul Moimești, pentru că, așa cum spuneam și înainte acestui film, aș vrea să știți unde vă aflați, ceea ce facem noi aici și să aveți încredere că ați venit într-un oraș viu, să spun așa, într-un oraș care se derulează proiecte, într-un oraș care se modernizează,
într-un ritm mai alert, pot spune, având în vedere multitudinea de proiecte pe care le implementăm acum aici la Moinești. Și așa cum îi stă bine unei gazde, trebuie să-și pună în valoare ceea ce face. Bineînțeles că nu singur, împreună cu aparatul de lucru al primarului municipiului Moinești și bineînțeles cu cei care fac parte din Consiliul Local. Să vă spun că am dat prioritate totdeauna sănătății, educației, culturii, bineînțeles și infrastructurii, agrementului, pentru că pentru a avea o viață normală, un cetățean trebuie să beneficieze de servicii corespunzătoare. Și spuneam de sănătate, o să vedeți în imaginele pe care le-am pregătit și le-am expus aici pe ecran, sunt doar o parte din investițiile și de aia zic să încep cu sănătatea pentru că este primordială, vă spuneam și de priorități, toate au prioritatea lor, dar sănătatea și educația sunt speciale pentru noi și putem spune că avem un spital de excepție. Am început cu acest lucru, este prezent aici în sală și domnul manager, poate o să ne adreseze și el câteva cuvinte în curând despre activitatea din acest spital, dar în acest spital s-a investit mult, dacă în urmă cu vreo 18 ani avea 20 și ceva de medici, astăzi a ajuns aproape la 130, sunt 7 linii de gardă, s-a investit în ambulatoriu de specialitate, în maternitate, în celelalte secții, milioane de euro, chiar în acest an s-a finalizat un proiect de 2 milioane de euro pentru dotarea ambulatorului de specialitate. Acum am semnat un contract și probabil la începutul anului va demara acest proiect în valoare de 3 milioane de euro, două de la Uniunea Europeană și unul din bugetul local pentru a realiza instalația electrică și creșterea puterii, pentru că la câtă aparatură există în spital să nu se întâmple altceva și atunci cei responsabili, cei guvernanți s-au gândit să deschidă o axă în acest sens și am pliat și iată, deja suntem în lucru la acest capitol. Dar dacă tot sunt la sănătate, îl invit pentru câteva cuvinte pe domnul manager. Să trec eu mai departe după aceea. Bună ziua, distinsă asistentă, domnule primar. Mi-ați ridicat mingea la fileu prin cele câteva cuvinte pe care le-a spus în legătură cu Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Chiar dacă titlul este un pic deosebit, fiindcă din cei peste 35.000 de bolnavi care se internează în spital, numai 18% sunt din municipiul Moinești. Ne adresăm unui arii foarte mare teritorial și fizic și asigurăm, ceea ce este foarte important, asistența medicală în 40 de specialități, cabinete în ambulatorul de specialitate cu secții și compartimente în spital. Avem un departament de cercetare medicală, lucrările făcute în secțiile din Spitalul Moinești, fiind prezentate la congres, inclusiv la Congresul American de Chirurgie. Dar nu am venit aici pentru a vorbi, fiindcă sunt subiectiv după 40 de ani de lucru în Spitalul Municipal Moinești de acest subiect, ci de faptul că mă bucur că Moinești este gaza primei conferințe într-un domeniu foarte, foarte delicat. După cum se știe, din păcate, populația României și implicit a zonei îmbătrânește și îngrijirile trebuie să se îndrepte către acest segment, nu numai cele spitalicești, ci și îngrijirile la domiciliu. De altfel, mâine directoarea medicală va prezenta o lucrare, fiindcă în componența, în structura spitalului nostru se găsește și un compartiment de îngrijiri paliative și avem o foarte bună relație cu cei care asigură îngrijirile la domiciliu. Urez succes desfășurării primei conferințe și sper să vă simțiți foarte bine în municipiul Moinești. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule manager, și vă spuneam că am ales priorități. O altă prioritate este educația. Ați văzut în cele câteva imagini
partea de educație. Am investit în toate școlile din municipiul Moinești. Sunt reabilitate în proporție de 90%. În acest moment mai e doar un colegiu tehnic. Valoarea proiectului de acolo este de 3 milioane de euro. Va fi finalizat undeva în luna februarie. În bazele sportive de la școală, acum am încheiat un proiect de aproximativ 800.000 de euro. Am dotat școlile cu tablete smart, cu tablete grafice și chiar tablete pentru copiii mai nevoiași. Zic eu că am adus la un nivel destul de înalt sistemul educațional din municipiul Moinești și aceasta ne bucură. Întotdeauna am spus că cea mai mare investiție în viața unui om sunt copiii, dar și dacă investești în educație, localitatea pe care noi astăzi o reprezentăm are viitor. Bineînțeles că pe lângă sănătate, educație, sunt celelalte priorități și iată și asistența socială. O parte din colegii mei de la asistența socială, activitate coordonată de secretarul general al primăriei, sunt aici prezenți și dăm atenție acestui segment. Avem un centru de îngrijire a persoanelor vârstnice și o grădiniță socială într-o clădire reabilitată aici în Moinești. Acolo 28-30 de persoane în vârstă în permanență sunt îngrijite, de asemenea o grădiniță socială cu 25 de copii, un after school. Partea cealaltă de asistență, de activitatea Direcției de Asistență Socială se bazează pe partea de a legii 416, ajutorul social. Bineînțeles că nu cred că este localitatea în România să nu aibă asistat social. Bineînțeles, celelalte prestații sociale pe care le acordăm, zic eu că ne ocupăm de această clasă socială și nu au fost probleme. Bineînțeles, vorbeam și de cultură. Vedeți că ne aflăm într-un centru cultural aici, un centru care a fost reabilitat în urmă cu vreo 6 ani. Valoarea a fost de 1 milion de euro. Aici era un cinematograf comunist. Astăzi este o sală cu 300 de locuri. Imediat în vecinătate avem o sală multifuncțională, unde este și o sală de consiliu. Mâine lucrările acestei conferințe se vor desfășura în sala vecină, unde veți avea dumneavoastră prezentările. Eu doar am vrut să amintesc câteva lucruri din activitatea noastră pentru a ști unde vă aflați. Crezând că atunci când ați auzit probabil că va avea loc această conferință la Moinești, unii dintre dumneavoastră poate știau că e o localitate din Moldova, poate o localitate fără prea multe speranțe, dar așa cum vă spuneam la început, e o localitate care astăzi derulează vreo 50 de milioane de euro proiecte cu finanțare europeană și guvernamentală. Proiecte care, vă spuneam, aduc un confort sporit cetățenilor care locuiesc aici în Moinești și nu numai. Cum vă spunea și domnul manager, deservim întregul areal al municipiului Moinești, aici în o zonă petrolieră, în anii 90 și 13.000 de salariați avea compania petrolieră, astăzi mai are doar 1.300, mulți dintre ei se regăsesc în alte activități în oraș, dar și alții care au plecat la lucru în străinătate, unii încearcă și reușesc să revină acasă, unii și-au scos asta din cap să mai revină aici în România. Chiar vedeam zilele trecute ceva la televizor, divorț de România. Sunt persoane care nu vor să mai audă de România. Sunt sigur că dacă ar reveni să vadă municipiul Moinești și multe alte localități din țară care se dezvoltă, cu siguranță își vor dori să revină acasă. Dar vorbind de tema acestei conferințe, vreau să vă spun că administrăm și noi un cămin de bătrâni, mai avem de persoane în vârstă, să spun, cu nevoi. Mai avem în municipiul Moinești un astfel de cămin, este aici administratorul, domnul Constantin, și la dumnealui aproximativ 65 de persoane vârstnice sunt în permanență îngrijite. A venit și dumnealui astăzi, dar va veni și mâine cu o prezentare. Mai avem în vecinătate, în Comuna Măgirești, totul la fel un cămin realizat tot din fonduri europene. Deci noi ca autorități locale, iată și noi și în privat, se întâmplă acest lucru în Moinești și vorbind cu doamna Cerasela în urmă cu vreun an și jumătate, îi expuneam ceea ce întâmpinăm noi ca și greutate, finanțarea acestor cămine, pentru că pe lângă ceea ce contribuie o persoană asistată, bineînțeles că trebuie să contribuim și noi și nu puțin, cred că suma este dublă, dublăm noi suma pe care o plătește fiecare asistat.
În urmă cu un an și jumătate, Ministerul Dezvoltării a găsit de cuviință să finanțeze cheltuielile de funcționare la creșterile de copii. Un lucru foarte bun, când am beneficiat de această finanțare, am și dublat numărul copiilor din creșa de la Moinești, de la 40 la 80 de copii, și am expus la Asociația Municipiilor, la o conferință a Asociației, unde era prezent chiar și președintele Iohannis, ministrul dezvoltării cecheatelor, era președintele Asociației, domnul Boc, și le-am menționat că, așa cum avem grijă de copii, să încercăm să aducem în discuție și îngrijirea persoanelor vârstnice. Nu s-a întâmplat mare lucru atunci. Cunoscând-o pe doamna, i-am spus că, în calitate dumneavoastră de director, de președinte a acestei asociații, a direct, că ar fi bine să avem un punct de plecare în ceea ce privește îngrijirea acestor persoane, chiar și finanțarea acestor servicii. Dumnezeu mi-a spus că de mult și-a pus în cap să realizeze o astfel de conferință. Prin acest lucru să dăm și un semnal a ceea ce înseamnă acest lucru pentru comunități, chiar și pentru cei care guvernează țara. Sunt sigur că astăzi e un început doar, dar acest lucru va continua și cu siguranță, dacă astăzi nu este un număr mare a prezentărilor și a persoanelor prezente, pe parcurs la două, la a treia, la a cincea ediție, sunt sigur că va fi de importanță această conferință și îi doresc ca pe parcurs să mai realizăm această temă la Moinești și, de ce nu, și alte teme, dacă dumneavoastră considerați că există spațiul propice, că există gazda care vă primește oricând, sunteți bineveniți. Eu am să mă opresc, cu siguranță vor fi vorbitori despre tema acestei conferințe. Eu doar am vrut să vă spun că aici, la noi, la Moinești, se întâmplă lucruri bune, le puteți vedea, le puteți vizita în timpul scurt care stați aici, dar puteți reveni cu drag și veți fi primiți aici, la Moinești, de mine, de colegii mei, oricând. Mulțumesc! Mulțumim domnului primar și domnului profesor Cotârleț pentru intervenție. Ne bucurăm că în acest oraș sunt finanțate educația și sănătatea. Iar dacă dadaiștii din toată țara, din toată lumea se întâlnesc la Moinești, iată că și directorii de centre dedicate vârstnicilor au ales să vină tot aici și o invit pe doamna președintă, Maria Ciorasela Măciucă, președintele APIV. Bună ziua! Pe cât de relaxat a fost domnul primar, atât de emoționată sunt eu. E foarte greu să fii la prima, într-adevăr, la prima ediție. Și vreau, în primul rând, stimate doamne și stimați domn, să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. În calitate de președinte ADIVA, Asociației Directorilor a Instituțiilor pentru Vârstnici, țin să vă mulțumesc pentru prezență în cea mai importantă zi din activitatea asociației noastre, și zic cea mai importantă zi, pentru că, într-adevăr, fiind prima ediție, devine cea mai importantă zi din cadrul ADIV-ului. Sunt fericită de prima conferință națională. Are loc în localitatea Moinești. De ce localitatea Moinești? Pentru că este orașul meu natal. Este orașul unde m-am născut, am crescut și am învățat. În această zi vom iniția o adevărată dezbatere pe problema de cafistului. Eu o să am o prezentare, imediat după prima pauză de cafea. O să vă prezint ceea ce a făcut de-a lungul timpului, ceea ce a realizat Asociația Directorilor Instituțiilor pentru Vârstnici, dar și din activitatea mea de-a lungul timpului, ca și manager a unor instituții de îngrijiri pe termen lung. Ne punem la dispoziția autorităților ca partener profesionist capabil să ofere soluții la toate provocările de ordin social și totodată țin să mulțumesc și eu colegilor mei din ADIV care au venit, unii de la Iași, alții de la Buzău și sunt alături de mine. Țin să mulțumesc tuturor care ați venit de la București și nu numai și țin să mulțumesc celor din Moinești care au de la Galați, să nu uit Galațiu, mulțumesc foarte mult și așa cum spunea domnul primar, sunt sigură că următoarele ediții vor fi de un interes național și zic asta pentru că a devenit calitatea îngrijirii vârstnicilor a devenit o problemă internațională, nu numai națională, și resursa umană, în primul rând, din îngrijirea vârstnicului,
Dar asta o să o facem pe parcursul celor două zile, atât azi cât și mâine. Vă mulțumesc și mă bucur că sunteți alături de noi. Și acum să vedem ce spune și autoritatea. Știți bine că fără sprijinul autorităților nu putem mișca lucrurile nici într-un fel. O invit pe doamna Elena Dobre, director în Ministerul Muncii și Solidarității Sociale din cadrul Direcției Politici și Servicii Sociale. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua tuturor! Mă bucur foarte mult că sunt aici și pentru mine este o mare onoare și mulțumesc și numele conducerii Ministerului, domnul secretar general, domnul Dragoș Ionuț Spănescu, și-ar fi dorit foarte mult să ajungă la această întâlnire, din păcate nu a putut, așa încât m-a rugat pe mine să transmit mulțumirile pentru invitația de a participa la această primă conferință. Totodată vă felicităm pentru organizarea evenimentului, pentru că ne dați ocazia să discutăm despre un domeniu extrem de sensibil, dar de important. Îngrijirea de lungă durată. În acest sens, vă felicităm pentru tot ceea ce faceți, pentru tot ceea ce se întâmplă la Moinești. Vă felicit, domnule primar, pentru activitatea pe care o desfășurați împreună cu colegii dumneavoastră, cu întreaga echipă, pentru că nu, niciodată, nu poți să faci lucruri de unul singur, să nu te bucuri, dacă nu faci lucruri împreună cu ceilalți și pentru ceilalți. Deci, prin urmare, eu personal sunt foarte bucuroasă și încerc să particip la cât mai multe astfel de evenimente care își propun să discute despre această temă, îngrijirea de lungă durată pentru persoanele vârstnice. Așa cum a spus și domnul manager de spital, îmbătrânirea populației este o problemă și nu doar națională, nu doar europeană, ci este o problemă internațională. Oare suntem noi suficient de pregătiți pentru a oferi servicii persoanelor vârstnice? Ei bine, nu prea. Persoana vârstnică este cea mai vulnerabilă din toate analizele, din toate studiile pe care le facem noi la Ministerul Muncii, este cea mai vulnerabilă persoană, cel mai vulnerabil grup este acela al persoanelor vârstnice dependente. De ce? Pentru că uneori nu există venituri, uneori ești singur, iar statul, prin politicile pe care le are, uneori nu reușește să aducă atâta finanțare în vederea dezvoltării acestor servicii sociale. Și mai este ceva din punctul nostru de vedere. Legea descentralizării, într-adevăr, descentralizează și acest domeniu. Aveți, la nivelul autorităților locale, o multitudine de atribuții pe diversele domenii. Însă descentralizarea financiară, și vorbesc strict de domeniul acesta al serviciilor sociale, descentralizarea financiară, din punctul meu de vedere, nu a avut loc. Prin urmare, este o nevoie extraordinar de mare de îngrijire a persoanei vârstnice, dar o lipsă de, sau insuficientă, ca să fiu delicată, a finanțării acestor tipuri de servicii. Eu am pregătit o prezentare cu foarte multe aspecte pentru ziua de mâine. Nu eram pregătită pentru cuvântul de deschidere astăzi, dar încă o dată multe mulțumiri și multe aprecieri pentru tot ceea ce faceți, pentru că vă mărturisesc, nu este simplu absolut deloc. Chiar nu. Este un domeniu acesta al îngrijirii, al serviciilor sociale, un domeniu foarte vast, foarte complex, care are nevoie de o foarte mare susținere și uneori se întâmplă lucruri absolut minunate, așa cum am văzut și aici, cu acest centru rezidențial pe care îl aveți la nivelul Moinești. Se întâmplă, vă spun, sunt domni primari extraordinari, care fac multe, foarte multe lucruri și pe zona aceasta de social, pentru că asistența socială cuprinde două componente. Beneficiile de asistență socială, cele care sunt plătite din bugetul de stat, vorbea domnul primar despre
venitul minim garantat, ajutorul social, alocația de stat pentru copii, toate acestea se numesc beneficii de asistență socială, dar serviciile sociale unde sunt? Sunt în responsabilitatea autorităților locale care trebuie să înființeze servicii sociale și să dezvolte în funcție de nevoile sociale și în funcție de bugetul pe care îl au. Uneori, bugetul autorităților locale este atât de mic, sunt atât de mari nevoi, încât nu mai ajung și pe zona de servicii sociale. Și atunci, așa cum am spus, mă bucur foarte mult că sunt aici, pentru că trebuie să știți ce se întâmplă și la nivelul Ministerului Muncii și ce facem noi ca și autoritate publică centrală, pentru că fără dumneavoastră nu s-ar întâmpla nimic. Noi, da, facem politicile, dar dumneavoastră le implementați, dumneavoastră duceți greul. Și atunci trebuie să fim împreună, astfel încât tot ceea ce noi gândim, dumneavoastră să puteți accesa pentru binele persoanelor vârstnice, pentru binele comunității. Sunt foarte multe lucruri de spus, foarte, foarte multe, însă vă asigur că una dintre prioritățile Ministerului este tocmai îngrijirea de lungă durată. În acest sens avem chiar și o strategie care se va aproba printr-o hotărâre de guvern. Încercăm noi până la sfârșitul lunii decembrie, până pe 31 decembrie să o și aprobăm în guvern și să o și publicăm în monitorul oficial. Este strategia națională privind îngrijirea de lungă durată pentru perioada 2023-2030. Și atunci încă se mai pot întâmpla lucruri, încă se mai pot include modificări, astfel încât să avem cu toții o strategie cu obiective și direcții de acțiune bine determinate. În domeniul acesta al serviciilor sociale lipsesc două mari probleme sistemice. Lipsa personalului de specialitate, da? Asistent social există, universitățile formează, da, asistenți sociali, sunt 40.000 de asistenți sociali formați, dar care nu se regăsesc în sistemul de asistență socială. De ce? Pentru că nu există o salarizare corespunzătoare, nu? Și atunci încercăm pe zona aceasta să susținem mai mult autoritățile locale, pentru că sunt autorități locale atât de mici încât nu există un buget nici măcar pentru plata personalului de specialitate, plata salariului asistentului social. Și atunci, prin modificările pe care ni le-am propus, prin modificarea legii cadru asistenței sociale, încercăm pe zona aceasta de servicii sociale să ajutăm mai mult. Prin plata salariului asistentului social, cum am spus, astfel încât să existe la nivelul fiecărui OAT un asistent social, pentru că ei există, dar nu se reîntorc în sistem, mai degrabă eu știu, acceptă un post de vânzător în Zara la mall decât să vină să facă asistență socială. Deci aceasta este una dintre problemele majore pe care le-am spus. Domnul primar nu trebuie să identifice nevoile comunității. Da, trebuie să le cunoască, dar nu trebuie dumnealui să le identifice. Cine face asta? Face asistentul social treaba asta. Asistentul social identifică nevoia și referă în funcție de nevoile persoanei respective la asistentul medical comunitar, în centru, la unitatea de îngrijiri la domiciliu și așa mai departe. Deci, cum am spus, acesta este un lucru pe care ni l-am propus, iar cel de-al doilea foarte important este acela de a crea un mecanism de finanțare și de susținere a serviciilor sociale. M-am lungit mult, nu închei însă fără a spune și câteva din date, pentru că mă gândesc că poate mâine la prezentare nu ne vom reîntâlni în aceeași formulă și vreau să știți lucrurile acestea. România are în prezent 119 cămine publice, atâta doar. Personal am fost extraordinar de tristă să observ că de unde cu ceva vreme în urmă, cu o lună de zile, am văzut că erau 123 de cămine publice, ei bine, în 4 săptămâni, 4 din aceste cămine, de la 123, am ajuns la 119. Vorbesc de componenta publică. Pentru că, așa cum spun de fiecare dată, privatul, furnizorii privați de servicii sociale, asociații, fundații, culte și SRL-urile în cazul căminelor, nu pot face singuri, pot face fragmentar, acorda servicii fragmentar. Dar fără o abordare integrată, fără acea legătură cu sistemul public care să cunoască nevoia la nivelul comunității, nu putem avea rezultatele pe care ni le dorim. Și revenind,
Milităm pentru creșterea finanțării și crearea acestui mecanism de finanțare a serviciilor sociale. Pentru că dacă vom continua în același sens, aceste cămine publice, ele aproape că nu vor mai exista. Pe de altă parte, unitățile de îngrijire la domiciliu, nu? Pentru că este... către asta milităm. Înainte de a instituționaliza o persoană și de a o găzdui într-un centru rezidențial, întâi de toate încercăm să-i oferim, încercăm să prevenim, din păcate serviciile de prevenție nu prea există, și să încercăm să o îngrijim unde? În mediul ei, în mediul persoanei vârstnice. Să dezvoltăm foarte mult această rețea națională de unități de îngrijire la domiciliu. Păi suntem cam tot pe acolo. România are în prezent 317 unități de îngrijire la domiciliu. 100 abia sunt publice. Restul, într-adevăr, sunt susținute de furnizori privați. În condițiile în care ar trebui să existe la nivelul fiecărui UAT din România, da, 3187, să existe o unitate de îngrijire la domiciliu. De ce? Pentru că la nivelul fiecărui UAT există o nevoie de îngrijire a persoanei vârstnice. În acest sens, tocmai ce am publicat un studiu în care ne-am propus maparea nevoii de îngrijire a persoanei vârstnice. Deci la nivel de fiecare UAT, care ar fi nevoia de îngrijire? Pentru că aici iarăși este o problemă. Domnul primar, nu, eu vorbesc la modul general, avem și noi proiecte, noi direcția politici servicii sociale, pe zona aceasta de servicii sociale, și lucrăm cu comunitățile cele mai marginalizate din România, încercând să-i ajutăm, să-i sprijinim, să pilotăm ce ar trebui să învățăm, ce ar trebui să facă la nivel de asistență socială, la nivel de asistență medicală și la nivel de educație. Pentru că suntem trei ministere împreună, lucrând pe această abordare integrată. Integrat. De ce? Pentru că singur nu se poate. Asistența socială de aici până aici și asistența medicală de aici până aici. Nu. Trebuie într-o abordare integrată în care profesioniștii să lucreze împreună. Sunt foarte multe lucruri de spus. Îmi cer scuze că m-am lungit atât de mult cu acest cuvânt de introducere. Încă o dată, multe felicitări pentru inițiativa de a organiza această întâlnire. Este extrem de importantă să creștem împreună vizibilitatea acestei nevoi, acestui domeniu atât de important, pentru că fiecare viața se scurge, nu? Ziua de mâine nu ne garantează nimeni și nu știi ce se întâmplă, ai nevoie de îngrijire și încotro te îndrepți, care este parcursul pacientului. E singur, nu e bani, e suferit o intervenție chirurgicală, ce se întâmplă cu tine? Cine are grijă de tine? De asta vă spun, sunt atât de multe lucruri de făcut, o să vă prezint și în datele mâine și cam la ceea ce lucrăm noi. Încă o dată vă mulțumim și ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră, pentru că nu, e ușor a scrie versuri, dar nu avem nevoie de lucrul acesta, ci avem nevoie de măsuri și de un răspuns rapid pentru beneficiarii noștri, persoanele vârstnice în nevoie, și avem nevoie ca împreună, noi cu toții, să fim o rețea pentru dezvoltarea acestui domeniu. Îmi doresc să fie o tradiție a ne revedea an de an, îmi doresc și vă doresc ca acest eveniment să fie un reper pentru Moinești, de ce nu? Așa și să continuați, să fim împreună, zona de sănătate este esențială în acest domeniu al îngrijirii de lungă durată. Vă felicit, vă mulțumim încă o dată și să avem discuții, dacă toți suntem aici cu toții, cât se poate de sincere, de prietenoase, pentru că numai așa putem pune bazele și putem împinge lucrurile împreună. Felicitări, domnule primar, încă o dată pentru tot ceea ce faceți. Este foarte greu să gestionezi proiecte cu finanțare europeană. Vă spun că sunt coordonator național și e greu, foarte greu. Nimic nu este simplu, dar eu cred, prin exemplele pe care le văd, prin domnii primari care sunt foarte implicați și care au înțeles nevoia aceasta de îngrijire, pentru că da, faci drumuri, faci tot ceea ce se poate pentru vizibilitatea și pentru bunăstarea comunei, dar cunosc situații în care atunci când într-o comună s-a înființat un cămin pentru persoane vârstnice, într-o perioadă foarte scurtă, de o lună de zile sau poate și mai puțin, au migrat familii de la oraș, s-au mutat în comuna respectivă, pentru că da, știu că dumneavoastră veți avea grijă de noi.
Deci sunt niște exemple și pot să vă vorbesc foarte mult despre asta. În acest sens și chiar că închei cu asta, îmi cer scuze, dar vreau să prind așa pe toată lumea care este aici, că poate mâine, atunci când vine rândul la prezentare, poate nu ne vom întâlni. Am încheiat acum un concurs de bune practici privind serviciile sociale de îngrijire pentru persoanele vârstnice. A fost pentru prima oară când am făcut lucrul acesta. Doar pentru exemplele de bună practică pentru această categorie, pentru persoanele vârstnice, ieri când am plecat de la birou în drum către dumneavoastră, i-am rugat pe colegii mei, mâine vă rog să postați pe site rezultatul acestor exemple de bună practică, pentru că eu consider că este mare nevoie de modele, este mare nevoie de exemple de bună practică. Am și verificat pe site, colegii au făcut lucrul acesta, au postat deja lista și câștigătorii. Toți sunt câștigători, pentru că toți fac lucruri minunate cu aceste modele și am fost foarte bucuroasă să aflu că au fost un număr de 140 și într-un timp foarte scurt, n-am lăsat decât 2 săptămâni la dispoziție să se completeze acel formular și am avut atâtea și atâtea solicitări. Multe mulțumiri și aprecieri și felicitări pentru tot ceea ce faceți. Mulțumesc, Doamne ajută! Abia așteptăm să vedem harta nevoilor de asistență socială la nivel național. Să știți că nu uităm, doamna Dobre, vom fi cu ochii acolo pe dumneavoastră. Următorul invitat care al ADIV, partener ADIV de cursă lungă, aduce validarea științifică. Invit pe profesor dr. Gabriel Ion Prada, președintele Societății Române de Geriatrie și Gerontologie și șeful disciplinei de geriatrie și gerontologie din cadrul Institutului Național Ana Aslan. Vă rog, mulțumesc frumos! Mulțumesc foarte mult, stimată doamnă director, stimate domnule primar, distinți invitați, onorat auditoriu. Mulțumesc foarte mult pentru invitația de a participa la această primă conferință națională legată de îngrijire pe termen lung. Extrem de importantă tema, așa pot sublinia și domnul primar și doamna Ceasean Mărciucă și doamna director Elena Dobre. Este o chestiune care vine din ce în ce mai puternică peste noi, să spunem, să folosim un limbaj mai puțin academic. Este această modificare demografică, o creștere a prevalenței persoanelor de peste 65 de ani în populația generală, la nivel global, în toată lumea, și aceasta aduce cu sine o serie de provocări. Persoanele în vârstă, pe măsură ce înaintează în vârstă, acumulează o serie de patologii, de afecțiuni, majoritatea cronice, dar și acutizări ale celor cronice și o serie de afecțiuni acute. Ei sunt foarte vulnerabili, necesită niște metode de îngrijire aparte, mai ales că printre afecțiunile cronice de care suferă și tulburările neurocognitive, au o serie de dizabilități, chiar în secțiile de pacienți, secțiile cu internări acute, apar probleme deosebite de îngrijire uneori la acești pacienți și provocările nu sunt ușoare. Pe termen lung, așa cum sublinia și doamna directoră Elena Dobre, e nevoie de o îngrijire progresivă, adică îngrijirea la domiciliu, că se duce acestea de lungă durată, și îngrijiri în centre specializate. După cum am văzut, există și private și centre guvernamentale susținute de la bugetul de stat. Din păcate, cum spunea doamna Elena Dobre, eu știam datele din 2017, 124 de centre publice. Acum, văd că din ce în ce mai puține, 120-119, fenomenul este îngrijorător, aș spune. Nu este un fenomen care să ne bucure. Din păcate, de ce? Pentru că nu toată lumea are posibilități să apeleze la centrele private. Acestea implică niște costuri, poate mult mai mari decât la centrele de stat. Dar poate cu lupta tuturor pentru aceste lucruri, cu bunele exemple, foarte bună inițiativa Ministerului Muncii și Solidarității Sociale de a organiza aceste concursuri de bune practici ca să învățăm unii de la alții. Am văzut aici, am văzut la doamna
director general la Măciucă, un exemplu de bune practici, un centru de îngrijire pentru vârstnici, cu totul deosebit. Dacă aveți ocazia, vă invit să-l invitați, chiar vă recomand, pentru că veți vedea ce n-ați văzut, poate nicăieri. Eu am văzut și în alte țări centri de acest tip și să știți că se ridică la nivelul lor. Și conceptul de îngrijire progresivă, adică a separat pacienții în funcție de nevoile specifice, cu nevoi mai ample sau mai puțin ample de îngrijire, ceea ce este foarte bine. De ce? Pentru că a putut să direcționeze resursele în funcție de nevoile pacienților. Și această harta nevoilor de îngrijire este o idee foarte importantă. Nu știu dacă e ușor de realizat, cred că e foarte greu, nu e simplu. Important să stabilim ce înseamnă aceste nevoi. Ele sunt pe mai multe paliere și sperăm că se va face ceva. E nevoie și de o standardizare a îngrijirilor în aceste centre, și private și, și de stat, guvernamentale, pentru că dacă nu avem niște standarde clare de îngrijire, atunci încep să apară probleme. Și din păcate, mai ales în, dar nu numai, în unele centre private există îngrijire sub standard. Am mai văzut situații de acest lucru. Și e foarte important încă un aspect pe care tot așa l-a sublinea foarte bine doamna director Elena, domnule, integrarea medico-socială. Nu putem separa serviciile de îngrijire sociale de cele medicale la vârstnici. Pentru că, așa cum spuneam anterior, ei au o mulțime de afecțiuni și majoritatea au o amprentă importantă asupra lor. De aceea, cooperarea între nivelul social și medical, putem să spunem socio-medical, medico-social, depinde de situația concretă a fiecărui pacient, pentru că, sau subiect, mai bine zis, pentru persoană de vârstă, că poate fi privit din punct de vedere medical sau social, în funcție de cazul respectiv. Dar finanțarea este esențială. Nu știu unde să vom găsi resursele pentru finanțare. Sunt două aspecte aici. Finanțarea pe de-o parte, evident, la nivel local am văzut un exemplu, exemple foarte bune aici la Măinești. Domnul primar ne-a oferit niște exemple de implicare deosebită în aceste acțiuni. Dar e nevoie și de ajutorul central. Sunt foarte multe nevoi într-o țară și așa că am văzut de multe ori legi sociale sunt lăsate la sfârșit. Nu avem acești asistenți sociali. Nu există la noi, nu avem pentru că nu se angajează datorită salariilor mici, cum se spunea. Nu avem terapie ocupațională. În alte țări există terapie ocupațională, care este foarte importantă. De ce? Acest specialist de terapie ocupațională evaluează capacitatea persoanei vârstnice de a se adapta la domiciliu după ce este externată dintr-un spital de urgență. De multe ori, internăm pacientul pentru o problemă urgentă, rezolvăm problema urgentă și trimitem acasă, ce se întâmplă, nu știm. E adaptat să meargă acasă. În alte țări, în Statele Unite ale Americii, există așa numit halfway house, adică asta există și în alte servicii, nu numai în geriatrie, dar există un fel de serviciu intermediar între spitalul de urgență și domiciliu, uneori cu durată variabilă. Și acest aspect este preluat de cabinele de îngrijire de lungă durată, care pot să aibă durată variabilă, nu neapărat toată viața. Până când persoana vârstă se poate readapta la existența la domiciliu. Dacă e posibil, dacă nu, nu. Acesta este esențial, pentru că trimitem acasă pacientul și revine peste câteva săptămâni cu o reacutizare a bolii existente. Chiar noi am avut recent un astfel de pacient care a fost intrat într-un spital de urgență, a fost acolo o săptămână, a trimis acasă, după 10 zile s-a internat la noi decompensat într-o stare severă. Și acum e mai bine în sfârșit, dar tocmai pentru acest motiv, pentru că nu a fost trecut printr-un serviciu intermediar. Deci, este foarte complexă. Și e bine că este inițiativa unei legislații adaptate vârstnicilor. Vom avea din ce în ce mai mare nevoie de această legislație, de standarde, de niște mecanisme de evaluare, de control. În alte țări există control la un mic interval la toate aceste unități de îngrijire. Adică nu sunt lăsate așa să facă fiecare cum se pricepe. Unii nici la experiență.
Zic, hai să îngrijim vârstnici, că am și noi bunici, îngrijim la fel. Nu este același lucru. Sunt multe de discutat. Încă o dată felicit pe organizatori, mulțumim domnului primar și felicit pentru deschiderea pe care o are ca să ofere spațiu și găzduire acestor manifestători să fie de importante și dorim cât mai multe ediții de acest fel. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim domnului profesor Prada, autoritate incontestabilă a geriatriei românești și cu interesul pentru ADIC România, autorității locale este evident, o invit pe doctorița Carmen Helarim, director executiv DSB Bacău. Bună ziua tuturor! Mă bucur că există o reprezentare, nu doar la nivel local, nu doar la nivelul județului, și un interes manifestat pentru această conferință, care sper să debuteze și sunt convinsă că am debutat cu dreptul, prin sprijinul domnului primar, care ne oferă o găzduire și este o gazdă desăvârșită, și nu evit să spun faptul că este o gazdă pentru evenimente la nivel național. Avem experiență în moment cu astfel de evenimente. Am avut un antevorbitor pe domnul manager al Spitalului Moinești, domnul profesor universitar dr. Cotărleț Adrian, care are foarte multe ediții la activ în privința acestor manifestări organizate la nivel național, în domeniul sanitar. Revin prin a mulțumi pentru participarea din diferite județe și am reținut Buzău, am reținut Galați, am reținut București. Sunt convinsă că pe parcursul lucrărilor ne vom familiariza și cu prezențe și din alte județe, dacă există, și cu prezențele de la nivelul județului. Am auzit foarte multe aprecieri la adresa gazdelor, la adresa inițiatorilor acestui eveniment și trebuie să recunosc că, așa cum și doamna Gerasela Măciucă a avut oarecare emoții în a deschide acest eveniment și eu îmi doresc să menim cu gânduri bune și cu gânduri de reușită, de sustenabilitate și de continuitate al acestui eveniment și să existe o serie de evenimente pentru că mă raportez și la cele prezentate de antevorbitori. M-aș opri la ceea ce a menționat doamna director din Ministerul Muncii, doamna Elena Dobre, pentru faptul că există o mare nevoie de a stabili o serie de standarde în domeniul acesta al îngrijirilor sociale. Am avut și noi experiență în domeniul sanitar cu stabilirea de standarde în domeniul îngrijirilor paliative și mă raportez la acest domeniu pentru că oarecum se apropie. A fost o muncă intensă, a fost o muncă de câțiva ani, dar cu sprijinul Ministerului Sănătății și cu inițiatori așa inimoși, curajoși și implicați, s-a reușit acest lucru. Sunt convinsă că și în domeniul acesta al îngrijirilor pe termen lung al vârstnicilor, în care se împletesc valențe sociale cu valențe medicale, vom avea reușită în a defini acest set de standarde și ne oferim să acordăm un sprijin pentru că, așa cum a menționat domnul profesor Prada, aici este nevoie și de o calitate a asistenței medicale acordată în centrele de îngrijire. Nu mi-am propus să intru în amănunt într-o serie de aspecte, dar faptul că vorbim de centre de îngrijire, vorbim de această abordare integrată al domeniului social și al domeniului medical.
Eu nu m-aș referi la domeniul social care a fost abordat chiar din prima intervenție a doamnei Dobre destul de intens. M-aș rezuma la ceea ce ar trebui să cunoaștem, la ceea ce ar trebui să avem în vedere în dezvoltare referitor partea medicală a acestor instituții de ocrotire și de îngrijire persoane vieșnice. Aș putea să vă aduc în atenție faptul că, așa cum a menționat și domnul profesor Prada, trebuie să existe știință în domeniul acesta al centrelor de îngrijire persoane vârstnice. Noi, la nivelul județului Bacău, ca și specialiști în geriatrie și gerontologie, avem doar 3 medici specialiști și primari care sunt în evidențele Colegiului Medicilor. Dintre aceștia, doar un medic activează în sistemul public și un medic în sistemul privat. Este foarte puțin, având în vedere faptul că în acest context o evaluare eficientă a persoanelor existente, fie la nivelul centrelor de vârstnici, dar și în unitățile sanitare pentru acea tranziție de la asistența medicală la asistența de îngrijiri pe termen lung în centrele de vârstnici, este nevoie de un punct de vedere al medicului geriatru și, evident, la această resursă umană pe care o deținem și nu cred că suntem un caz singular, sunt convinsă că și în alte județe situația este similară. E clar că nu ne-am racordat și nu am fi pe niște standarde existente sau pe care le-am gândit la acest moment. Mai mult decât atât, asistența medicală în aceste centre rezidențiale este asigurată ca și structură prin cabinete medicale. Cabinete medicale care sunt de serviciu de medici care nu sunt angajați în acestor centre. Deci nu ar fi posibil așa ceva pentru că, așa cum s-a menționat, finanțarea nu cred că ne-ar oferi aceste posibilități. Există colaborări pe domeniul asistenței medicale, există puține cazuri în care medicul este chiar angajat al centrului care îngrijește persoane vârstnice. Deci, cam la acest nivel ne situăm și ca și reprezentant, ca și coordonator al unei instituții care vizează sistemul de sănătate, dar și condițiile igienico-sanitare în alte entități, în instituții, în unități de educație, în unități de îngrijire vârstnici. Avem în vedere, în condițiile în care evaluăm aceste centre, pentru că unul din pașii pentru ca un astfel de centru să funcționeze este un aviz. Un aviz, cred că sunt mai multe, noi acordăm cel puțin unul dintre aceste avize de funcționare, care are în vedere o serie de criterii. Evident, condiții igienico-sanitare, pe care noi le monitorizăm în timp și este foarte important ca aceste persoane, părinții noștri, rudele noastre, să fie îngrijite nu doar la un anumit nivel calitativ, dar și în niște condiții igienico-sanitare corespunzătoare, cu o alimentație corespunzătoare, cu facilități corespunzătoare, condiții de cazare și condiții, evident, de instruire și de sănătate a personalului care îngrijește. Nu de puține ori am văzut în presă, am văzut în mass media situații care se întâmplă în centre de îngrijire și pe care fiecare dintre dumneavoastră poate le-ați avut cu angajați care poate nu se regăseau în acea profesie pe care o exercitau și nu aș vrea să intru în detalii asupra acestui aspect. Sunt multe de spus. Eu îmi doresc, așa cum mi-a transmis și doamna Măciucă, această conferință să fie un izvor și o sursă de discuții care vor continua și după cele 3 zile de conferință, să se încheie o serie de legături între participanții la această conferință, astfel încât să putem crea, de ce nu, un grup de lucru
care să susțină și să dezvolte acele standarde de care este necesar. Îmi doresc ca lucrările care se vor derula pe parcursul acestor zile să fie interactive, poate fiecare dintre noi prezenți la aceste lucrări, să mai venim cu o serie de completări, să ne dăm seama că poate fiecare dintre noi, dacă spunem ceva, poate ne ajutăm unii pe alții în ceea ce avem de făcut în centrul, în instituția pe care o coordonăm și în demersul pe care îl avem. Felicitări organizatorilor, mulțumiri invitațiilor și avem invitații de seamă și nu aș dori ca în încheiere acestui cuvânt să apreciez și implicarea Asociației Stațiunilor Balneoclimatice. S-a spus un cuvânt foarte important, faptul că s-a menționat faptul că Moineștiul a fost stațiune turistică. Este stațiune turistică din 2017. A fost stațiune balneoclimatică. Îl las pe domnul primar și ofer ocazia să transmită un de maximă actualitate și un lucru de maximă actualitate, faptul că la acest moment suntem stațiune balneoclimatică aici în Moinești, printr-o zonă pe care tot domnul primar foarte frumos și foarte bine punctat a prezentat-o în filmul de inaugurare al acestui eveniment, dar și prin cuvântul pe care l-a abordat. Deci, mulțumiri gazdelor, mulțumiri acestui motor care este foarte energic, Ciucă, și dorim mult succes. Este un deschizător de drumuri, da? A spart gheața, efectiv, cu acest eveniment. Mulțumim profesioniștilor prezenți la această întâlnire, reprezentanții Ministerului Muncii, domnului profesor Prada, care este parte de organizare, și mai sunt cu siguranță profesioniști pe care îi vom cunoaște pe parcursul lucrărilor. Mulțumesc în primul rând pentru invitația acordată și sunt convinsă că prin acest parteneriat între instituțiile din domeniul sanitar și instituțiile din domeniul social se vor putea pune la punct o serie de lucruri și vom face împreună lucruri și activități în beneficiul de comunități, în beneficiul vâznicilor și în beneficiul părinților, rudelor dragi nouă. Mulțumim de tot pentru invitație. Am menționat ceva care mie mi-a scăpat. Într-adevăr, în filmulețul ați văzut că suntem stațiune turistică de interes local. Dar de o săptămână, chiar astăzi, se împlinește o săptămână de când a apărut hotărârea de guvern prin care un areal al municipiului Moinești, o zonă din municipiul Moinești, a fost declarată stațiune balneoclimaterică. Iată că alături de cele două orașe din județul Bacău, care sunt stațiuni consacrate, orașul Slănin Moldova, reprezentată de primara aici, reprezentat de primara aici, și orașul Târgu Ocna, și Moineștiul este stațiune balneoclimaterică. Formăm împreună Asociația Montbesa, ați văzut acest nume acolo. 8 localități fac parte din această asociație înființată în urmă cu vreo 5 ani. De ce Montbesa? Se întreabă unii de unde vine acest număr. Vă spun eu, Mont de la munte, P de la petrol, S de la sare și apă, da? Montbesa a ieșit. Iată această asociație care intenționează să acceseze în curând proiecte cu finanțare atât guvernamentală cât și de la Uniunea Europeană, în speranța că cei care se ocupă de la Ministerul Dezvoltării și Ministerul Fondurilor Europene se vor gândi la acest lucru, să acorde astfel de fonduri. Poate că atunci când ați venit spre acest centru cultural, ați observat aici, în imediată apropiere, o clădire, o ruină în momentul de față, care arată așa de peste 30 de ani de la Revoluție. Aici trebuia să se construiască atunci o bază de tratament cu spații de cazare. E o clădire cu 7 nivele, cum ați văzut. Din anii 90 nu s-a mai făcut nimic.
ne-am judecat cu foștii proprietari, din anul 2017 am devenit proprietari, din anul 2020 această clădire a fost trecută în domeniul public al statului la Ministerul Sănătății, în administrare la Institutul Național Balnear și acum se află la Ministerul Dezvoltării pentru finanțare de 11 milioane de euro pentru a deveni o secție sanatorială balneară, având în vedere și izvoarele minerale care se află în parcul municipal, un parc de peste 5 hectare reabilitat tot cu fonduri europene în ultimii ani, un parc care beneficiază de izvoare terapeutice, izvoare acreditate, care trebuie să fie acelea reforate pentru a fi de folos în noua secție sanatorială pe care o vom construi. Spuneam că suntem un oraș viu și reconstruim orașul, poate tot la fel când ați venit spre acest centru sau aseară la cazare sau astăzi când ați venit la această conferință, ați văzut că tot orașul este răscolit. E un proiect de mobilitate urbană, 17 milioane de euro, în care schimbăm tot ceea ce înseamnă infrastructură, incinte de blocuri și construim ceva nou în România. Am văzut doar pe la Amsterdam, Rotterdam, în Copenhaga, acele piste de biciclete, biciclete smart. Asta se întâmplă astăzi la Moinești. Vom avea standuri de biciclete smart, 8,5 km de piste. Dacă suntem un oraș turistic, un oraș balnear, iată să vedem și un oraș cu mobilitate, așa cum ne dorim cu toții, mai puțin cea auto și mai mult cea bike și pietonal. Mulțumesc și încerc scuze că am revenit, dar doamna, cred că v-am amintit acest lucru. Și știu că urmează domnul primar Baciu, care este președintele Asociației Stațiunilor Balneoclimaterice din România. Împreună am vizitat Republica Moldova cu asociația la frații noștri de acolo. Păi mine pleacă în Grecia, îmi pare rău, nu pot să-l însoțesc. Dar de când a preluat președinția acestei asociații, deja renaște și e foarte important ca aceste stațiuni să fie cunoscute, vizitate și prin acele vouchere de vacanță. Acum o să apară și voucherele medicale și cele pentru sănătate care vor fi cheltuite în aceste stațiuni. Vă spun că e strădania domnului primar și a colectivului care coordonează această asociație. Deja ați aflat, dacă am început cu un primar, în prima parte o încheiem cu un alt primar, invit pe domnul Gheorghe Baciu, primarul orașului Slănica, Moldova. Vă rog, domnule primar. Vă mulțumesc frumos. Dacă tot am ocazia și în a doua parte să spun câteva cuvinte, aș vrea în prima parte să vă spun mai mult din viața mea de primar, așa, în legătură cu tema zilei. Și pentru că foarte multă lume mă cunoaște că știu glume, știți? Mă gândeam cu ce glumă să încep să vă descrețez puțin frunțile, știți? Este o expresie pe care mi-o spunea bunicul: mâine poate ai grijă că orice mânz ajunge gloabă. Știți? Și expresia asta, așa, în aparență, nu are legătură cu tema noastră, dar are legătură foarte mare. Pentru că eu constat de când sunt primar, că față de acum 30-40 de ani, când noi copilăream și bunicii noștri, părinții noștri, aveau mulți copii, noi suntem 6 frați acasă, era chiar o concurență, cine să aibă grijă de bunici, cine să mai ducă pe la bunici, după aceea la părinți. Astăzi lucrurile s-au întors pe dos. Odată că sunt din ce în ce mai puțini copii, dar nu există această empatie, nu există această dorință de a-ți ajuta părinții, bunicii, frații, familia. Și cred că acest lucru merită pus în atenția educației. Pentru că este foarte important atât părintele, mai ales părintele, să-și duce copilul în scriptura aceasta, dar și cadre didactice, prin activitățile lor, să conștientizeze și să formeze oameni ai comunității. Un exemplu concret, relevant, o bătrânică, mă mai duc și eu, avem un centru de îngrijire la domiciliu, în care lucrează 5 persoane consacrate. 5 persoane care și-au dedicat tot timpul lor pentru copii și vârstnici. O congregație a surorilor Providenței. Și au un centru acolo foarte bine dezvoltat și m-am dus cu
maica de acolo, în vizită la niște vârstnici, era chiar, cred că 4-5 ani în urmă de un 8 martie. Și mă duc la o doamnă pe care o cunosc de acolo din comunitatea mea, îi cunosc familia și mă roagă să o ajut cu o căruță cu lemne. Domn primar, n-am lemne pentru la ea, știți? Cunoscându-i familia, știam că fiica ei, contabilă, are 8.000 de ron salariu net lunar. Știți? Și te revolți așa, și mai sunt încă trei frați, când constați în teren că dispare total atitudinea și atenția și empatia familiei și plasează foarte repede cazul primarului. Care e primar? Astăzi avem incendiu, nu? Și incendiul implică 10 persoane care fiecare are salariu, are echipament, dar și trebuie să prioritizeze banii comunității. Desigur că primarul nu poate să fie pasiv față de copii, față de vârstnici. Este o prioritate, dar din momentul în care statul a luat mâna de pe, ne-a transferat obligațiile și foarte puține resurse, atunci suntem în situația să gestionăm aceste resurse. Și când vezi că asistentul medical școlar, e bine că doamna director este aici, avem o colaborare foarte bună, nu primește în fișa postului să se ducă acasă la copil, că vai, că nu spune, poate că chiar ar fi de interes să stabilim niște obligații, că asistentul medical școlar are foarte mult timp la dispoziție, pentru că sunt vacanțele, nu este așa de încărcat, el este angajatul meu și cunosc foarte bine cât timp efectiv lucrează. Sau poate, mă gândeam mai înainte, medicul de familie să aibă posibilitatea să angajeze un asistent medical comunitar pe lângă medicul de familie. Pentru că primarul angajează, dar nu se pricepe, nu are informațiile despre pacienții respectivi și alte aspecte cu care noi ne confruntăm. Și vă dau un exemplu, mi-e rușine, dar m-am gândit să-l spun, să nu-l spun. O colegă de-a noastră primește ieri ordin de deplasare împreună cu alte două colege să vină astăzi aici la această conferință. A refuzat. În prima fază a spus că vine cu mașina personală. Ea fiind asistent social, nu de la contabilitate. După ce am transmis că trebuie să vină conform regulamentului nostru, avem o mașină, chiar și electrică, nu consumă benzină, sunt trei persoane să vină, efectiv, a refuzat să vină pentru că programul acestei manifestări depășește programul ei de lucru care se termină la 16:30. Această persoană nu are ce căuta în domeniul asistenței sociale medicale. Dar când îl angajezi, declară că va face totul și după aceea lucrează numai cu ceasul, când se termină, vedeți, este foarte grav. Am participat la finalul de an școlar, la Sanity, la Bacău. Și am transmis mesajul acelor tineri să aibă empatie și să aibă plecare către a ajuta. Eu cred că aici trebuie să ne concentrăm foarte mult, bineînțeles să integrăm, pentru că foarte frumos sună, da, această nevoie de a comunica și conlucra toate structurile. Din fericire, avem și un centru comunitar aprobat acum și vrem să facem un centru comunitar la Stănii Moldova integrat, dar trebuie să identificăm problemele, să le punem și să le îndreptăm de altfel, pentru că altfel nu vom reuși. Eu vă spun cu câtă dorință are și nu vă spun, domnul primar n-a spus. Când noi ne întâlnim, noi discutăm despre toate și spune-mă, dacă ai ști cât cheltui eu cu centrele astea de vârstnici, nu-ți vine să crezi. Un primar se uită pe un buget, da? Și vede acolo, uitați, asigurări de sănătate, da? Deci am spus că am început cu gluma aceea, da, trebuie să te gândești la vârsta în care ești productiv.
la perioada când vei ajunge neproductiv și să-ți păstrezi, să-ți pui niște resurse, măi, copiii mei nu o să aibă grijă de mine, nepoții nu o să aibă, dar eu pot să pun ceva ca să-mi creez o perspectivă bună. Toate acestea, la un moment dat, contribuie, cred eu, la bunul mers al acestor probleme și, așa cum alții își dedică 100% timpul pentru a ajuta, și noi trebuie să avem o componentă și să o educăm, bineînțeles, și eu pe a mea și fiecare, și mai ales revin la educația civică. Nu vom reuși dacă în școală nu educăm, nu facem educație financiară, pentru că altfel cheltuim mai mult decât câștigăm, și dacă nu facem educație civică în așa fel încât să contribuim cu toții pe măsura timpului și a cunoștințelor și a dorințelor noastre cumva la dezvoltarea comunității. Și închei cu un citat din, cred că Gandhi a spus, că toți ne dorim să trăim într-o societate mai bună, dar puțin vrem să contribuim la acest lucru. Mi se pare că este foarte important și dumneavoastră majoritatea de ei sau toți contribuit și am uitat să-l apreciez pe părintele pentru că ne cunoaștem de foarte mult timp și este foarte prietenos și potrivit să faci un centru pentru vârstnici pe lângă biserică și noi avem la Stării Moldova un centru Constantin, la fel o familie foarte dedicată. Vă apreciez mult, vă felicit și vă doresc succes și să nu lăsăm treaba să se răcească. Dacă de aici se generează niște idei, niște conlucrări, să încercăm să le punem și doamna director, dar o precizare. Vedeți, nu ne dă voie într-un cabinet medical școlar care la ora 14 maxim se termină activitatea acolo. Ar trebui să reglementăm, să avem posibilitatea să desfășurăm în acel medical în cabinet medical școlar, cred că altfel este obligatoriu conform legislației, nu? Să găzduim consultații medicale și orice fel de activități legate de sănătatea comunității respective. Nu să facem pe lângă și un alt cabinet de consultații de nu știu ce fel. Adică aici cu Ministerul Educației ar trebui să conlucrăm în așa fel încât tot instrumentarul, tot spațiul la dispoziție și toate celelalte să fie posibil de utilizat și în acest sens. Și vă mulțumesc tare mult! Îi mulțumim domnului primar Baciu, vom fi duminică acolo, o să vedem la fața locului ce face. Până atunci luăm o mică pauză de 15 minute și apoi ne revedem pentru primele prezentări. Astăzi începem partea a doua a conferinței ADIR. Vreau să vă menționez, organizatorii își doresc o conferință dinamică și interactivă. Vă rog mult ca la finalul fiecare prezentări, dacă doriți să interveniți, să puneți întrebări, vă aducem microfoane, suntem pregătiți. De asemenea, Fundația Ana Slan și ADIVA vor decerna diplome pentru partenerii care le sunt alături. O invit acum pe președinta ADIV, pe doamna Maria Ceracela Măciucă. Așa cum am spus, au fost mult emoțiile pentru deschidere, dar acum că mi-au trecut puțin emoțiile, vreau să aduc în primul rând mii de mulțumiri, afară de faptul că domnul primar, așa cum spunea, dintr-o discuție am inițiat această conferință și a fost un deschizător de drum în partea socială. Vreau să mulțumesc partenerilor mei, care să știți că au pus mult suflet în ceea ce am făcut. Mulțumesc doamnei președinte de la Fundația Ana Slan, care a fost lângă mine și o fundație cu multă experiență și mult mai veche, m-a învățat și ne învață în continuare și ne susține în tot ceea ce avem de făcut legat de persoana vârstnică. Mulțumesc celor de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică, prescurtat ICI București, pentru că doamnele mi-au dat acest
acest impuls să facem această echipă și să fim toți împreună și numai dintr-o echipă pluridisciplinară, într-adevăr, putem crea și face atât autoritatea locală, cât o autoritate centrală, altfel singur nu putem. Mulțumesc domnului primar, într-adevăr, pentru că a devenit partenerul nostru cu Asociația Balneoclimatică. Stațiunilor balneare din România. Bineînțeles că, nu în ultimul rând, mulțumesc domnului profesor Prada, în calitate de președinte a Asociației Române de Gerontologie și Geriatrie, m-a susținut și ne susține în toate proiectele, mai ales că noi chiar suntem, poate, într-un pionerat, pentru că nu avem această activitate în spate, domnul profesor fiind la multe ediții în Societatea Română de Geriatrie, congrese naționale și internaționale, și tocmai de asta vreau să mulțumesc și să le spun că sunt onorată pentru lucrul acesta. Dar vreau să vă spun că cel care m-a ajutat a fost Cosmin Vieru, care astăzi e ziua lui de naștere. Și vreau să-i spun la mulțumesc. Deci el a muncit cu mine. A muncit zi de zi cu mine. Mulțumesc, Cosmin. Acum să vă fac o prezentare a ceea ce am făcut eu de-a lungul timpului și a ceea ce înseamnă ADIV. ADIV a fost înființat în anul 2008 la Târgu Mureș. Actualmente suntem cu sediul în București din 2015, iar el într-adevăr are scopul de a reuni pe plan național tot ceea ce înseamnă director și conducător al centrelor de îngrijire pe termen lung pentru a face aceste echipe și a duce mai departe și a atrage atenția tuturor cu ceea ce se întâmplă în sectorul privat, public și alte domenii legate de persoana vârstnică. ADIV este membră și reprezintă România în EAN, o rețea europeană de îmbătrânire, ce grupează mai mult de 10.000 de furnizori de îngrijiri pe termen lung. Rețeaua europeană de îmbătrânire EAN este prezentă în 26 de țări europene și noi am avut marea onoare în 2018 să-i avem în București, exact în Căminul Nicolae Cajal, pe reprezentanții a 20 de asociații, respectiv state membre ale EDE, în frunte cu președintele Jiri Horeschi și cu Ad Coster, care au creat această asociație mare europeană. Asociația directorilor pentru vârstnici. În decursul acestor ani a fost un actor principal activ atât în viața psihosociomedicală națională, cât și cea internațională, cu diverse intervenții în conferințe, cât și prin simpla prezență în întâlniri importante pentru a îmbunătăți, într-adevăr, calitatea vieții și pentru modele de bune practici la nivel național. Aici v-am trecut câteva teme la care a participat ADIV de-a lungul timpului, atât naționale cât și internaționale. Ca actori principali sunt cei din universități, dar și bisericile, știți foarte bine, mai ales în zona Moldovei, care sunt foarte activi în îngrijirea vârstnicului. În calitate de președinte ADIV am avut diverse apariții în mass media, la fel, atât naționale cât și în Republica Moldova. Să știți că, de obicei, am dat anumite puncte de vedere legate de abuzul vârstnicilor în cămine, pentru că s-a adus în discuție atât doamna director de la minister, cât și domnul profesor legat de anumite abuzuri și, din păcate, acum că România va deveni din ce în ce mai vârstnică, trebuie să avem mare grijă legat de abuzul vârstnicului. Tot noi am fost cei care în septembrie 2020 am trimis către presă o scrisoare deschisă legată de nevoia de a înființa o agenție națională pentru vârstnici. Exact, antivorbitorii mei tocmai despre asta discutam, pentru că vârstnicul devine chiar
chiar o problemă strategică. Și dacă nu avem o agenție, o autoritate care să fie mult mai atentă la ceea ce se întâmplă, ne va fi foarte greu, pentru că au fost multe momente, iar în România, atunci când a fost o nevoie, atât pe protecția copilului, știm că s-a înființat Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului, pentru persoanele cu dezabilități, am înființat o autoritate. Cred că a venit momentul să ne gândim să înființăm o autoritate și pentru persoana vârstnică. Noi am gândit-o, când am zis Agenția Națională a Vârstnicului, exact activitatea din centrele rezidențiale, atât publice cât și private, studii și cercetări sociologice, psihologice, monitorizarea în detaliu a tuturor aspectelor care rezultă din activitatea propriei agenție, raportări internaționale cu structuri instituționalizate similare din alte țări. Așa cum Europa a inițiat o amplă dezbatere privind protecția drepturilor persoanelor vârstnice, necesită și la noi implicarea și adaptarea atât a strategiilor, cât și a legislației. Acum că o avem aici pe doamna Dobre și trebuie să profităm la maxim de situația asta, într-adevăr, ea cunoaște și știe foarte bine că mereu trebuie să ne să fim atenți la tot ceea ce înseamnă standarde și pentru a îmbunătăți toate lucrurile astea, pentru că de-a lungul timpului și generațiile se schimbă, nevoia devine poate alta decât cea de acum 10 ani, de acum 20 de ani. Iar asta pot să vă spun sigur, pentru că dacă acum 20 de ani într-un centru venea aparținătorul pentru a interna un vârstnic, acum 10 ani venea și aparținătorul și vârstnicul, am ajuns în momentul când vine doar vârstnicul, doar beneficiarul să-și aleagă locul. Eu zic că deja am făcut pași importanți a ajunge să-și caute vârstnicul și să înțeleagă că nevoia este a lui și nu trebuie să fie obligat să ajungă într-un centru rezidențial, pentru că sunt multe alte soluții până să ajungi într-un centru rezidențial. Aici și am zis ca să vă prezentăm un pic mai bine lucrarea noastră. Am, stați așa un pic, e un filmuleț care o să rog, da? Și a rămas băiatul a vândut casa și a plecat în Australia și eu am venit la tine. Suntem la Centrul de Îngrijire a Persoanelor Vârstnice Nicolae Cajal, un cămin aflat în administrarea primăriei, deci al statului. Un loc pe care, atunci când l-a preluat în 2005, Ceraselea Măciucă și-a spus că este marele ei pariu. Să demonstreze tuturor că se poate face treabă bună și cu bani puțini, dacă știi cum să-i administrezi. Și a reușit, dar e conștientă că e atât de puțin pentru cât de mare e lista de așteptare și pentru cât de mulți oameni cu tâmple albe ar avea nevoie de îngrijire. Încă de 20 de ani lucrăm la strategii și tot lucrăm la strategii. Însă mă întreb dacă conștientizăm ce înseamnă a deveni o Românie vârstnică, o Românie cu mulți vârstnici. Dacă la ora actuală unul din șase români au peste 65 de ani, stau să mă întreb în 2030 care va fi statistica noastră. De fapt, cum vom întreține acești vârstnici și de fapt cum vom întreține noi pe noi, că și noi vom deveni vârstnici. De ani nu s-a construit mai nimic pentru oameni în vârstă. Din contră, statul și-a declarat încet, încet neputința și a lăsat să se dărâme și puținele cămine care mai existau de dinainte de 89. Privatul a acaparat acest domeniu și în foarte multe dintre cazuri a făcut din el un business și atât. Cu timpul au început să iasă la iveală în reguli grave, situații de neglijență și chiar violență asupra vârstnicilor. Multe lucruri absolut îngrozitoare au ajuns la urechile Ceraselei Măciucă, dar n-a putut face nimic. Au fost doar verbale, iar fiind un om al administrației publice știu că nu ne ajută cu nimic sesizările verbale, dacă nu îmi spun măcar locul unde se întâmplă această situație. Sunt cumva necăjită pentru că e foarte greu să putem pătrunde acolo și să cunoaștem situația reală a României. Situația reală e încă prea puțin cunoscută, iar cei peste 100 de locatari acestui cămin am putea spune că trăiesc într-un fel de Românie ideală. Ceva ce România reală a ultimilor 30 de ani n-a reușit să facă pentru vârstnicii ei. Acasă ieri, de când am venit, când eram aproape pe moarte și nu s-a aștepta nimeni
din familie să mai am zile. Doamna Sanda e unul dintre cei mai noi locatari ai căminului. Și-a găsit aici prietenii, liniștea, confortul, noul stil de viață și o nouă carieră. Se aude? Nu se aude nimic. Nu se aude nimic. Nici acum? Se aude ceva? Da. Asta nu m-am transmis. Dimineața nu m-am transmis să plătișez numele zilnice. Așa începe fiecare dimineață, pe la ora 9, cu un gând bun și un program muzical pe care doamna Sanda îl pregătește în funcție de starea ei de spirit. Uneori melodii din Bucureștiul de altă dată, alteori piese celebre din folclorul tradițional. Uite, acum sunt este un mixaj Best Disco Dance. În apartamentul ei elegant, cu aer condiționat și ferestre luminoase, e tot ce are acum mai de preț. Cărțile, caietul cu poezii, florile și pe doamna Elena, colega sa de cameră. Trecută și ea bine de 80 de ani, femeia a hotărât singură să vină la cămin. În orașe mare a plâns și s-a supărat. Și cum e posibil, mama, cu doi băieți și în acasă te duci la... Nu e azi, e cu mine, e o diferență. Dar copiii s-au obișnuit cu ideea? Știți, tot trag de mine, tot trag de mine. Să vă întoarceți acasă? Nu, dar nu se poate. Nu vă întoarceți? Nu. Nu mă întorc, că eu mă simt foarte bine. Eu de când am venit aici am spus, eu sunt un om care nu pot trăi singur. Da, am zis cumva prin imaginile acestea. Vă aduc mai aproape totuși de ceea ce se întâmplă în Căminul Cajal, activitatea care o am încă din 2012. Eu când m-am uitat pe site-ul Ministerului, cred că acum 2 săptămâni sau 3 săptămâni, erau 715 cămine, numai că, într-adevăr, poate am greșit, am numărat 120 erau atunci publice. Da, 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 eu vorbesc la data de 24... octombrie, da. Aceasta era statistică. A, înseamnă că eu atunci când am... Se publică datele în fiecare zi de luni a săptămânii. Acum 3 săptămâni, da. Acum 3 săptămâni când am intrat pe site-ul Ministerului, într-adevăr e trist pentru că au început să se închidă căminele publice și știm întotdeauna pentru... mai ales că noi avem norocul cumva să avem printre oamenii pe care îi îngrijim, oameni care au lucrat de-a lungul timpului în sistemul de sănătate și social, iar ei ne spuneau așa, întotdeauna privatul trebuie să fie o prelungire a statului. Dacă statul nu are modele de bune practici, dacă statul nu ne arată și nu ne învață, noi privații vom face așa cum considerăm și au dreptate. Cine suntem? Suntem singurul cămin la nivel de București, de municipiul București și unul dintre cele 9 de pe raza administrativ-teritorială, pentru că Bucureștiul e împărțit pe 6 sectoare, fiecare sector mai are un număr de cămine. Ce oferă căminul nostru ca toate celelalte cămine, îngrijiri medicale, hrană, găzduire, iar domn profesor Prada tocmai povestea și spunea despre căminul nostru că, într-adevăr, ținem foarte mult, nu știu dacă suntem unicul, dar suntem printre puținele. Eu nu cunosc, dacă cineva din sală cunoaște, chiar îi rog să-mi spună, care ținem foarte mult ca vârstnicul să nu fie amestecat. Și anume... persoana dependentă să nu stea cu persoana independentă și nici măcar cu persoana semidependentă. Pentru că, din punct de vedere psihologic, de cele mai multe ori riscăm să-i pierdem mult mai repede pe cei independenți, să-i demoralizăm și să se vadă deja în postura celui dependent. Experiența m-a învățat că am pierdut de-a lungul timpului, poate anumiți vârstnici, tocmai că s-au amestecat aceste grade de dependență,
Iar decompensările se fac pentru că zi de zi, dacă vezi lângă tine o persoană care are probleme de demență în ultima fază sau sunt îngrijirile paliative în geriatrie, e normal că tu te gândești că poți să fii următorul și știm foarte bine că partea asta psihologică e la fel de importantă ca și cea medicală. În cadrul căminului facem recuperare prin kinetoterapie, fizioterapie și masaj. Avem o echipă care, într-adevăr, este dedicată și ținem foarte mult la recuperare, pentru că, așa cum spunea doamna director, țin foarte mult ca vârstnicul să nu vină într-un centru rezidențial decât atunci când chiar are nevoie. De altfel, sunt îngrijirile la domiciliu, și noi îl încurajăm să rămână în mediul lui și e important să rămână în mediul lui, iar ultima soluție să fie un centru rezidențial. Într-adevăr, facem ergoterapie, lucrăm foarte mult pe partea de ergoterapie cu vârstnicii noștri și sunt și foarte implicați și aș putea spune chiar și foarte talentați. Avem diferite metode de petrecere a timpului liber și anume prin sala calculatoarelor. Noi avem o sală dedicată vârstnicilor și vârstnicii care încă nu știu să lucreze, învață să lucreze pe calculator, iar vârstnicii care au copiii foarte departe și anume în Europa sau peste ocean, merg și vorbesc cu ei din sala calculatoarelor. Avem terapia cu cei din municipiul București când vin cu căței și ei se joacă și se bucură de această terapie cu animăluțele. Se face vara în mod special exerciții în curte, spectacole, ziua filmului românesc. Aici sunt câteva imagini din cămin. Fiecare vârstnic îi se aniversează ziua de naștere, ceea ce e foarte important, și vedeți cumva cât de fericiți sunt, pentru că nu-i uităm și ziua de naștere poate să-ți aducă amintiri mai puțin frumoase, dar și amintiri foarte frumoase în cele mai multe cazuri. Avem marțea, se servește ceaiul în clubul nostru și e ziua de ceai. Aici lucrează doamna Fița, care o să o vedeți mâine și o să o întâlniți mâine cu prezentările, foarte mult pe partea de psihoterapie și lucrează foarte mult pe grup. Noi am încercat încă de la deschiderea căminului să implementăm sistemul nordic în aceeași clădire. Avem atât vârstnici, cât și o creșă de copii. Iar interacțiunea intergenerațională e foarte importantă, pentru că noi toate activitățile le facem împreună cu cei de la creșă. Într-adevăr, a fost această perioadă de 2 ani de zile în care puțin am distanțat, că așa s-a dorit distanțarea. Dar cu siguranță vom relua toate activitățile și vom face tot felul de activități împreună. Aici am zis să vă arătăm că ne-au trecut pragul de-a lungul timpului, atât artiști, cât și primarii din municipiul București care ne-au susținut. Până la urmă, nu puteam să ne dezvoltăm, mai ales că suntem un centru public fără ajutorul primăriei municipiului București. Iar aici este echipa, indiferent cât de bun și vizionar ai fi, indiferent că suntem în orice domeniu, fără o echipă care să ne susțină, să ne ajute, nu o să reușim niciodată să ducem la îndeplinire ceea ce vrem noi să vedem. Eu vă mulțumesc și faptul că fac foarte multă prevenție în ultimul timp, am zis să termin și să închid prezentarea într-o notă optimistă. Și așa voi fi eu la 70. Mulțumesc, vă mulțumesc frumos. Dacă aveți întrebări, vă rog. Mulțumesc.
Mulțumesc. Dacă legislația pentru centrul acesta de stat obligă o coplată din partea persoanei beneficiare. Prin legea 17, persoana vârstnică, dumneavoastră ca primărie, în fiecare an... Ca primărie. Dacă eu mă duc la un asemenea centru, dacă sunt obligat să pun niște bani din pensia mea, din venitul. Da, sigur că da. Și cât înseamnă? Sigur că da. 60% din venit. Da, din venit, iar 40% se întoarce către beneficiar. Și se completează de către aparținător, ceea ce ați hotărât dumneavoastră prin hotărârea Consiliului Municipiului, sau nu, orașului, ori local, da. Așa e la lege. Restul susțineți dumneavoastră. Da, și domnul profesor vrea să completeze. Nu aș vrea să pun întrebare, aș vrea să fac un scurt comentariu. Am fost deosebit de plăcut surprins când am vizitat prima dată căminul organizat și condus de doamna director Ceasela Măciucă. Arăta cu totul deosebit față de ce văzusem anterior și am văzut multe instituții de acestea de îngrijire, și private, și de stat, ce de stat unor m-au dezamăgit, și unele private, din păcate, nu aplicau metode chiar cum ar fi standardele. Și acolo am văzut totul aparte, toată abordarea. Modul de ambianță creată de către doamna director Ceasela Măciucă, foarte importantă. Fiecare etaj arată altfel. Unele emită o pajiște, te simți ca într-o grădină. Altele emită o culoare, de mare. Emită o mare, dar litoral, în sfârșit. Mai mult filmarea cu scoici, cu tot de chestiuni. Deci foarte interesant. De ce e important lucrul ăsta? Nu ni se pare că a fost făcut doar așa de amoroarte, să zicem, dar e important pentru că fiecare persoană în vârstă își recunoaște locul de unde vine. Adică etajul la care a fost plasat, mai ales cei care sunt semi-independenți sau independenți, care se pot deplasa și știu că nu sunt unde trebuie. Foarte important. Acesta e un principiu modern. Și în alte părți doar se schimbă culoarea, dar aici se schimbă și ambianța complet. Fiecare cameră era foarte mult personalizată, li se permite rezidenților, le putem spune, să-și aducă obiecte de mobilier de acasă, astfel încât să-și recreeze mediul în care au fost obișnuiți, să nu se simtă însigurați, străinați. Iar un principiu foarte important. Ce a spus și doamna director și a spus și înainte, îngrijirea, adică această îngrijire progresivă pe diverse tipuri de afecțiuni, este esențială separarea și pentru persoanele respective și pentru îngrijirea, pentru că poți să îți direcționezi resursele de personal care nu sunt foarte mari. Adică ai puțin personal, dar trebuie să îl concentrezi în zone unde e nevoie mai mult de acel personal. De toate aceste principii moderne, ați văzut și principiul nordic de a aduce copii de la grădiniță să interacționeze cu vârstnicii, e un adevărat balsam pentru ei, psihologic, acest lucru. Abordarea multidisciplinară, psihologie, recuperare, au un medic foarte bun acolo, doamna doctor Iulia Enache, deci îmbinarea serviciilor sociale cu cele medicale, îngrijirile, au o coordonare aceasta foarte importantă. Mulți rezidenți și-au revenit după ce au fost într-o stare severă de degradare la domiciliu. Deci am văzut și cazul de acesta în care au recuperat enorm, de unde erau practic părăsiți la domiciliu, și acum se auto-îngrijeau, se auto-serveau, erau cu tot alte persoane. Foarte important acest lucru. Deci, abordarea este foarte modernă. Asta vreau să spun, adică să mai completez un pic din prezentare. Mulțumesc! Eu vă mulțumesc, domnul profesor, vă mulțumesc de suflet. Dacă nu mai sunt întrebări, mulțumesc frumos! Adiv aparține rețelei europene a furnizorilor de îngrijiri dedicate vârstnicilor, iar acum îl invit pe domnul primar Gheorghe Baciu cu o temă de actualitate, potențialul stațiunilor balneare în recuperarea medicamentelor.
da, desigur, mulțumesc tare mult. Nu ai cum să nu fii emoționat așa când vezi oameni speciali, care au grijă de oameni speciali. Desigur că până apare site-ul meu, de fapt așa a apărut. Da, se vorbește, am participat la zile medicale și acolo foarte multe dezbateri sunt pe lângă confortul medical hotelier, confortul hotelier al pacientului. Vedeți, toate aceste componente care îmbunătățesc psihicul pacientului contribuie foarte mult la recuperarea fizică. Da, astăzi o să vă spun câteva cuvinte despre Asociația Stațiunilor Balneare și mă bucur că sunt aici și pot să-mi exprim sentimentul plăcut că văd pe lângă mine oameni care au grijă de oameni și care o fac cu suflet. Sunt chiar vă sunt recunoscător, dar în același timp trăiesc o zi frumoasă așa, pe lângă alte aspecte care s-au întâmplat astăzi. Asociația Stațiunilor Balneare este constituită încă din 2005, când s-a dorit ca stațiunile balneare din România să fie unite într-o structură asociativă pe legea asociațiilor și fundațiilor și a avut un rol așa mai mult decorativ. Nu prea, eu sunt de 6 ani și de mai bine de un an dețin președinția, dar până acum nu am fost o voce puternică pentru ca să îmbunătățim lucrurile, dar de un an și mai bine, cum a spus și domnul primar Vieru, de când și Moineștiul este membru în asociație, au venit și dumneavoastră, suntem 33 de localități, stațiuni balneare și nebalneare, pentru că avem în asociație și localități care vor să devină stațiuni balneare și aproape în fiecare lună mai primim câte o cerere. Ultima am aprobat-o pe cea de la Vața de Sus. Bun, aceste stațiuni sunt cele mai reprezentative din România. Dacă o luăm de la Băile Felix, Herculane, Litoral, Amara, Valea Slănic Prahova, dar Valea Oltului, Călimănești, Căciulata, Govora, Sovata, Covasna, Stănic Moldova, Târgu Ocna, Moinești, Vatra Dornei, nu vreau să le număr pe toate, le vedeți acolo pe hartă, sunt oarecum distribuite pe lângă resursele naturale terapeutice, pentru că scopul nostru principal este să valorificăm resursele naturale terapeutice. Despre asociație vă mai spun că avem proiecte, un proiect recent este finanțat de Uniunea Europeană, aplicant Asociația Stațiunilor Balneare, a primit 168.000 de euro, bani cu care ne împărtășim împreună cu alte 4 țări, valori europene, dar și experiența în ceea ce privește recuperarea medicală, experiența în ceea ce privește administrația publică locală, pentru că recent am fost în Polonia, unde am interacționat cu o structură asociativă care are în componență 64 de primării. Este aproape inimaginabil că în România 64 de primării s-ar asocia ca să facă ceva. Și vedeți? Dacă te asociezi și reprezinți un areal mai mare și Europa pune mai mulți bani și adresabilitatea este mai mare și împărtășirea de experiențe se face mai repede și rezultatul, bineînțeles, este unul foarte bun. Și aici aș vrea să fac o apreciere pentru că v-ați asociat și sunteți asociați în acest domeniu și vreau să anticipez așa, vreau să o las ca și o concluzie, dar îmi doresc să facem un parteneriat cu Asociația Stațiunilor Balneare și o să tragem concluzia împreună de ce. Da, noi suntem organizați pe regiuni, suntem 7 regiuni, fiecare regiune are câte un vicepreședinte și acționăm atât local, pentru că programele operaționale regionale privesc ADR-uri și suntem zona Moldovei, spre exemplu, avem ADR-ul Nord-Est și când facem un punct de vedere, atunci ne întâlnim 5-6 primari de stațiuni balneare și mergem la ADR și cerem să fim finanțați mai bine și mai mult și cu un spectru mai larg, atât cum a fost pentru cei care cunosc porul 7.1 în finanțarea trecută, s-au finanțat toate simultan, adică și infrastructură, și drum, și iluminat, și toate, pentru că în stațiuni nu poți să vii în fiecare an să mai deranjezi odată comunitatea, turismul, nu? Pentru că acolo este vorba de turiști
și să ții stațiunea mulți ani în reparații. Deci suntem organizați în acest fel și, bineînțeles, avem un președinte și un vicepreședinte, prim vicepreședinte anul acesta, adică în mandatul acesta prim vicepreședintele este primarul de la Sovata. Suntem o asociație foarte activă, am fost în documentare și în Italia, în Ungaria, săptămâna viitoare mergem în Grecia, după aceea avem din nou anul viitor Spania și Italia din nou și vrem să aflăm, bineînțeles, cum se fac lucrurile în altă țară pentru ca să le replicăm și noi acolo unde ni se potrivește sau să încercăm să îmbunătățim lucrurile. Desigur că un exemplu, tot așa prin exemple, în Italia direcțiile de sănătate publică certifică, verifică toate apele terapeutice. Am rămas surprins de acest lucru, dar în același timp m-am gândit, dacă tot au instrumentarul necesar și specialiștii să facă analize pentru apa potabilă, nu? De ce nu s-ar putea face și pentru apa terapeutică? Pentru că până la urmă, nu știu dacă este bine sau rău, dar vă spun cum se întâmplă la Sani Moldova, pentru că noi avem licență de aproape jumătate de ani, licență de exploatare pentru toate izvoarele de la Sani Moldova, de altfel suntem prima stațiune balneară care are certificate și are licență de exploatare deja și noi trebuie să plătim toate aceste analize pentru că programul nostru de exploatare implică analize periodice, fizico-chimice și de alte microbiologic și alte componențe, bineînțeles, celelalte aspecte legate de păstrarea perimetrului de protecție severă și alte nevoi stringente pe care un izvor terapeutic îl are. De altfel, toate izvoarele au perimetrul de protecție, dar în special cel terapeutic, pentru că apa aceea este administrată în majoritate uz intern și atunci este foarte important să-și păstreze parametrii fizico-chimici. Și vă spuneam de experiența noastră și încercăm să influențăm, bineînțeles, legislativul, executivul, în așa fel încât să îmbunătățim lucrurile. Și astăzi am vrut să vă prezint ce planuri are Asociația Stațiunilor Balneare pentru viitor și ce a cerut anul acesta măsuri pe termen imediat, dar și pe termen mediu pentru îmbunătățirea recuperării medicale în stațiuni balneare. Aici aș vrea să facem o paranteză, să fac o paranteză și să comentez puțin despre cât de important este ca un pacient să se refacă într-un mediu curativ extern în care intervin și alți factori versus între patru pereți într-un spital de recuperare. Și aici nu vreau să intru în detaliu, dar este dovedit că recuperarea medicală în sanatorii balneare unde îți faci tratamentul, dar ai și posibilitatea să umbli, să te bucuri de aerul curat, de priveliște, să te întâlnești cu oameni, să discuți, este mult mai benefică și nu mai vorbim de recuperarea stării de bine, pentru că astăzi se vorbește și nordicii, tot bine ați dat exemplul nordicilor, nordicii finanțează un concediu de 2 săptămâni, odată la 2 ani, pentru recuperarea stării de bine. Acest lucru este important pentru că te întorci mult mai productiv, mult mai eficient la locul de muncă și, bineînțeles, mult mai sănătos vei fi o perioadă mai lungă de timp. Și înainte să vă spun cerințele noastre, vă spun, găsiți de altfel și statistica pe site-ul Comisiei Europene, un român începe să ia medicamente de la 59 de ani, un neamț începe să ia medicamente de la 71 de ani. Germania are 363 de paturi de recuperare medicală în stațiuni balneare la 100.000 de locuitori. România are 62 de paturi în stațiuni balneare la 100.000 de locuitori. Această statistică ne duce către o zonă de intervenție atât pe profilaxie, pe prevenție, pentru ca banii să nu-i cheltuim pe medicamente și să îmbogățim farma, ci să-i cheltuim pe recuperarea în stațiuni, pentru că pe mine mă doare sufletul că toată apa aceea, medicamentele acelea, curg la pârâuri. Și noi nu suntem nici
poate conștienți de treaba aceasta, dar în special educația pentru a utiliza resursele naturale, care nu creează efecte adverse, nu? Un tratament naturist nu are efecte adverse, adică are, dar foarte puține, dacă face un abuz, versus medicamente care imediat îți dă și un probiotic și imediat să ai grijă și de alea și nu mai spun. Nu vreau să vorbesc contradictoriu, ci doar să conștientizez în ce situație suntem. Și atunci, prima măsură pe care noi am cerut-o și insistăm pe ea, este ca la sanatoriile balneare, la bazele de tratament private sau de stat, să se scoată plafonul pe care Casa de Asigurări de Sănătate îl pune pe tratamentul balnear. De obicei, cum este de altfel și la Sănii Moldova, ce capacitate de cazare are institutul? Are 48 de paturi, cam câți bani ar trebui să tratezi 48 de pacienți și se închide contractul cu casa, oarecum se plafonează de altfel pentru intern. Dacă reușim să deschidem această plată, atunci foarte repede ar veni pacienți care stau și la alte hoteluri învecinate, care ar veni cu cardul de sănătate și ar beneficia de recuperare medicală. Și bineînțeles că am utilizat și instrumentarul medical, pentru că sunt echipamente de electroterapie, de hidroterapie, care sunt utilizate foarte nu la nivelul capacității de utilizare pe cele 8 ore. Nu mai spun că ar putea să facă chiar două schimburi dacă baza de tratament vrea să dezvolte. Și atunci foarte repede am crește adresabilitatea și, bineînțeles, ar interveni această coplată pe care noi o susținem și ne-o dorim. Sunt pacienți care nu pot să plătească și ei se duc la Ministerul Muncii, nu? La CNPAS sau cum se cheamă tichetele acelea și stau la coadă, dar sunt pacienți care își permit să plătească cazare sau poate stau la un apartament undeva și cu cardul de sănătate și-ar face această recuperare. În al doilea rând, am cerut Ministerului Sănătății să separe paturile de recuperare din stațiuni balneare, pentru că astăzi paturile de recuperare de la Sănii Moldova și Târgu Ocna sunt amestecate în găleata de paturi a județului Bacău. Și dacă Europa spune să reducem numărul de paturi, bineînțeles că ele se vor reduce pe toate componentele, dar un pat de spital costă minim 370 de lei pe zi, un pat de sanatoriu balnear costă 122 și cu 22 144 de lei pe zi. Adică patul de sanatoriu balnear este mult mai ieftin și atunci când se împarte costul total de cheltuială cu sănătatea pe județ, în momentul în care s-ar scoate aceste paturi, media de cost ar crește. Noi suntem afectați aici, dar am făcut acest punct de vedere pentru că odată scoase și evidențiate separat, ne dorim să crească cu 20% în fiecare an, care nu este foarte mult și nu este nici foarte costisitor, mai ales că recent Ministerul Turismului a acordat aproape 500 de milioane de euro pentru dotarea centrelor de recuperare medicală, dotarea unităților de turism. Nu putem să cheltuim bani adică să încurajăm un privat să-și cumpere echipamente de terapie exclusiv cu plată externă 100%. Ar trebui să intervenim și am avut discuții, de altfel eu sunt și în comisii paritare și la sănătate și la turism și avem ocazia să ne exprimăm, dar spun și aici public, poate cineva află și transmite mai departe câtă nevoie este să facem această dezvoltare de capacitate și bineînțeles să crească gradul de ocupare în hotelurile. Vă dau un exemplu, la Sănii Moldova este hotelul Venus al sindicatelor, care are bază de tratament foarte bună, care are tot ce îi trebuie pentru recuperare medicală, dar el vrea să închidă, anul trecut a închis de la 1 noiembrie, acum mai amână puțin și deschide de Paște. Adică avem în toată această perioadă oameni care sunt trimiși în șomaj, pentru care statul plătește
șomajul, în loc să rămână la muncă și statul să beneficieze de impozitele acestor angajați. Ba mai mult, uitați, avem atâta nevoie de recuperare medicală. Și mă gândeam acum, am mulțit repede 500 și ceva de centre cu 60, mai și peste 30.000 de persoane vârstnice care ar putea să primească un tichet să meargă 2 săptămâni la recuperare medicală, primăvara, toamna, nu trebuie neapărat, că în miezul verii capacitatea este ocupată. Și atunci, de aici vine gândul meu că ar fi bine să partenerem și să batem la aceeași ușă și să primim aceste tichete, pentru că următorul proiect pe care l-am cerut este voucherul de sănătate. Voucherul de sănătate în proiectul propus de noi este un tichet cu, fără valoare, un tichet, bine, valorează 2-3 euro pentru că trebuie să fie înregistrat, înseriat, care să fie pus la dispoziția medicului de familie. Medicul de familie își cunoaște foarte bine pacientul și poate să-i recomande recuperarea în stațiune pentru, poate în mediul salin, poate pentru tubul digestiv, pentru reumatism, pentru altceva. Și atunci, acel pacient primește acest voucher, el ar trebui să aibă o valoare atât cât să acopere tratamentul și am mai propus noi 500 de ron la momentul acesta, dar am putea să-l raportăm la ceva, nu știu, la salariu minim, la ceva, în sensul acesta. Pacientul se duce acasă și se uită la acel tichet și spune, doamne, eu când mă duc la tratament? Și sună și se programează pentru anul viitor, ajunge în baza de tratament și îi se face tratamentul, îi se decontează parțial masa, cazarea și mai vine și el cu, la momentul acesta, un tratament complet pentru 10 zile ar putea să fie cel mai puțin 2400 de lei. Dacă statul acoperă 1200 de lei, eu cred că un pensionar sau un pacient cronic ar putea să acumuleze, să strângă coplata respectivă și în felul acesta am dezvolta și am crește gradul de ocupare, în primul rând în hoteluri, dar am reface și starea de sănătate a populației. Acest proiect este unul care ne interesează foarte mult pentru că ar debloca practic ar deschide foarte mult capacitățile și ar ocupa capacitățile existente. Nu vreau să vă mai rețin foarte mult, vreau să vă spun că suntem în permanență în legătură cu Institutul Național de Recuperare Fizică și Balneologie, care de altfel certifică resursele, cu Agenția Națională de Resurse Minerale, care acordă licențele de explorare / exploatare. Cunoaștem foarte bine locurile și drumurile și legislația. Și dacă dintre dumneavoastră sunteți interesați, adică dacă vreți să-mi puneți o întrebare, bineînțeles, orice întrebări, dar dacă vreți să vorbim și eu o să mai rămân până la 17:30, după aceea o să ne vedem duminică la Stălin Moldova, voi fi gazda dumneavoastră și atunci poate o să avem ocazia să mai discutăm particular despre Stălin Moldova, dar o bucurie să fiu astăzi aici. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. E o apreciere deosebită pentru toți cei care fac asistență socială, medicală, comunitară și așa mă regăsesc așa în situația dumneavoastră și vă spun că un primar responsabil rămâne cu greutățile oamenilor pe care nu le poate rezolva. Și asta mă bucur când dintre problemele acestea se rezolvă și m-aș bucura să replicăm cât mai multe din aceste modele de bune practici. Vă felicit, vă doresc mult succes și vă promit că anul viitor Asociația Stațiunilor Balneare o să vină și cu resurse financiare pentru următoarea ediție, pentru că anul acesta bugetul nostru a fost deja aprobat, dar o să am în vedere pentru anul viitor să punem și noi ceva resurse, pentru că totul se face cu și cu resurse umane, în primul rând, dar și cu resurse financiare. Felicitări și succes! Numai bine! Diploma pentru activitatea dumneavoastră, pentru dedicația dumneavoastră și pentru susținerea
așa cum a fost, chiar fără resurse financiare neapărat. Și de ce nu poate la nu facem asta din multă? Da, fundația asta este alături de stațiune. Vârsticul este unul dintre beneficiarii dumneavoastră și în partea asta frumoasă a stațiunilor. Și noi v-am mai medaliat și diplomat, dar încă o dată nu strică că e prima primul asemenea eveniment, așa că vă mulțumesc. Am reținut remarca domnului primar Baciu, avem pe lângă noi oameni care au grijă de oameni. Și am văzut că stațiunile balneare s-au organizat foarte bine pentru a atrage resurse. De asemenea, am mai notat o idee, mi se pare de bun simț. De fapt, ca paturile de tratament balnear să fie separate de cele de paturile de spital, care, sigur, necesită altfel de îngrijiri medicale. Și acum îl invit pe domnul profesor Prada, care vă propune următoarea temă. Aspecte medicale și abordarea multidimensională a îngrijirilor de lungă durată. Vă mulțumesc foarte mult! Foarte interesante prezentele anterioare au arătat necesitatea cooperării, conjurării și necesitatea abordării multidimensionale a problemelor la vârstic în general. Mi-a plăcut și ultimul diapozitiv al doamnei Cioreasela Mărciucă. Spunea cum va arăta numai la 70 de ani, dar cred că va arăta și la 90, tot la fel. Avem de vedere energia și activitățile de fel de sfârșoare. Și dacă va merge și la stațiunile balneoclimate, aici, așa cum a completat și domnul, evident că trebuie o abordare multidimensională a tratamentului și a recuperării vârstnicilor. Da. Voi spune câteva cuvinte legate de aspecte medicale și de abordarea aceasta multidimensională a grijilor de lungă durată. Adică voi prezenta câteva experiențe dintr-un stat dezvoltat economic și anume din Statele Unite ale Americii. Iau studii foarte bine făcute în acest sens. Peste 330 de milioane locuitori ale Statelor Unite ale Americii și vedeți că 1,4 milioane trăiesc în instituții de lungă durată. Asta reprezintă 2,6% dintre americanii de peste 65 de ani, adică vârstnici. Evident că mai sunt și persoane sub 65 și sub 30, dar ce am văzut în România? Am găsit date din 2017, doamna directoră ne-a adăugat date mai noi din anul acesta, dar în 2017 erau 405 cămine, și private și de stat, cele publice erau 124, vedeți că acum ați auzit cu, așa cu tristețe pot să spun, că au scăzut la 119, da? Și aveau aproape 7500 de locuri și private, tot în 2017, erau 281 și aveau 11.000 de locuri. Deci un total de 18.600 și ceva de locuri. Asta vedeți ce reprezintă? Reprezenta 0,5% din populația de persoane vârstnice. Diferența 2,6% în Statele Unite, 0,5% ce înseamnă? Mult mai puțin decât este nevoie. Ce se întâmplă la noi în țară? Foarte multe din aceste probleme de îngrijire de lungă durată rămân pe seama familiei. Familia este depășită de ce? Pentru că de multe ori persoanele care se vor îngrijirea sunt ele însele vârstnice. O serie de patologii. Nici nu se pricep, nu au pregătire de specialitate. Și atunci ajung la niște situații foarte dificile. Nu știu ce să mai facă mai întâi cu astfel de pacienți. Să vedem care e structura acestor persoane care se află în Statele Unite ale Americii în cămin, dar și la noi este puțin similar. Cei care au nevoie de ajutor în cel puțin 3 activități cotidiene bazale. Acestea sunt hrănirea, îmbrăcarea, spălarea, transferul din pat pe scaun și toaleta, mersul la toaletă. Vedeți că 90% au peste 3 necesități de acest tip. 60% aproape au nevoie de asistență pentru hrănire, foarte important. Cei care au nevoie să li se modifice dieta astfel încât să poată, mai ales consistența dietei, peste o treime dintre ei.
incontinența, o mare problemă în căminul de îngrijire de lungă durată, peste 60% și incontinența, mai ales de urină, este un element important pentru internarea într-un cămin de lungă durată. Și cine nu știe ce înseamnă, reprezintă foarte multe costuri această incontinență urinară. Probleme de auz vizuale, o treime dintre acești pacienți, care se pot deplasa fără ajutor, doar sub 9%, care au nevoie de un căucior cu rotile pentru mobilitate, vedeți, 65%, și cei care sunt imobilizat la 44%, depinde de tipul de cămin. S-a constatat la ei și cred că și la noi. În ultimul timp, persoanele care sunt internate în aceste instituții de grijă de lungă durată sunt mai bolnave decât erau înainte. S-a schimbat acest lucru și pentru că mai puțin oameni sunt îngrijiți la domiciliu. O treime dintre, peste o două treime dintre ei au multiple afecțiuni medicale. Și asta știți foarte bine și unele cu probleme foarte importante. Unul din 20 rezidenți dezvoltă niște ulcere, niște escare, ne spunem noi. Asta e mare problemă. Escarele sunt o problemă foarte importantă pentru că se dezvoltă la cei mobilizați la pat extraordinar de repede. În două ore, dacă două ore o persoană imobilizată la pat nu este întoarsă de pe parte pe alta, dezvoltă astfel de scară care este foarte greu de vindecat. Există acum și dispozitive moderne, la doamna director Ceaiasă la Măciucă am observat, am văzut acolo care dispozitive, niște pat, niște saltele speciale cu presiune variabilă. Acestea ajută foarte mult la prevenirea scărilor. Reprezintă o mare problemă la persoanele imobilizate la pat și au și dumneavoastră astfel de subiecti de rezidenți care sunt imobilizați la pat. Demența. Demența reprezintă o foarte mare problemă la pacienții, la rezidenți, nu le spun pacienți, le spun rezidenți mai bine, de aceste instituții de lungă durată, cam jumătate dintre ei au astfel de probleme. Mai apar tulburări de comportament. Acestea sunt niște modificări care creează dificultăți mari de îngrijire. Și persoanele care lucrează în instituții de lungă durată știu cât de dificil este să rezolve astfel de probleme. Comportament social și verbal nepotrivit, există astfel de lucruri, există multe cauze, de exemplu, dacă sunt și ei, din păcate, având demență, nu pot să explice motivele. Dar vezi că devin violenți, devin agresivi și uneori din principiul apropiere de niște persoane care nu le plac lor din diverse motive, greu de explicat. Dromomania, rezistența la îngrijire, o altă problemă, adică aceste persoane, mai ales cele cu demență, de diverse grade de intensitate, refuză să se alimenteze, să se hidrateze, să fie îmbăiate. Deci, creează mari probleme și aici ai nevoie de un personal specializat care să știe să rezolve astfel de probleme, inclusiv de un medic cu pregătire în domeniul geriatriei ca să rezolve problemele acestea. O serie de afecțiuni fizice și mentale a acestor persoane, peste 60% dintre acești rezidenți sunt tratați cu medicație psihoactivă. Aceasta e o problemă mare pentru că poate crea și o serie de reacții adverse. Există aici o chestiune interesantă, cum spunea și la începutul zilei, legată de îngrijirea post-acută. La Statele Unite ale Americii există acest sistem. Instituția de îngrijire de lungă durată au și această posibilitate să îngrijească persoane după ce se externează, imediat după ce se externează din spitale de acuți, pentru că au la dispoziție o serie de elemente ca să le asigure recuperarea și să le faciliteze transferul spre domiciliu. În toate instituțiile de grijă de lungă durată, deci acest principiu de a ne strădui să creăm condițiile persoane respective să ajungă cât mai repede înapoi la domiciliu. Acesta este scopul. Unor nu este posibil, altor durează mult până să fie recuperați. Dar ideal este acest lucru să fie cât mai independenți. O mare problemă este cu
personalul de îngrijire. Să știți că trebuie multă dedicație din partea acestui personal. Nu este ușor. Vedeți că la ei, la americani, s-a făcut un studiu și s-a văzut că se schimbă foarte frecvent personalul care trebuie să asigure astfel de îngrijiri, pentru că este o adevărată povară pentru ei. Devin epuizați. La noi s-a preluat termenul din limba engleză burnout. Epuizare, sindromul de epuizare. Și au acest sindrom. De ce? Pentru că vârstnicii cu astfel de probleme necesită mult efort și psihologic și nu numai fizic din partea acestor persoane. Vedeți că peste jumătate se schimbă foarte repede, mai repede de un an de zile. Înainte erau și la noi, din păcate, nu totdeauna astfel de instituții au medic geriatru. Doamna director, Ceașa Mărciucă, beneficiază de serviciile doamnei doctor Ionache, specialistă în geriatrie, ceea ce e foarte bine pentru acești rezidenți și pentru activitatea întreagă a instituției, dar mulți nu beneficiază de astfel de servicii medicale specializate. Și, pe de-o parte, este și justificat acest lucru, pentru că nu există suficientă resursă umană. Este ca un fel de cerc vicios. Nu se creează resursa umană și atunci nu puteți să folosim acest lucru, dar nu se creează resursa umană pentru că nu există interes, din păcate, în această zonă. Este o serie de factori care stimulează, facilitează, favorizează internarea într-o instituție de astfel de lungă durată. Vârsta înaintată este o problemă. Dar nu vârsta înaintată în sine, ci mai degrabă comorbiditățile. Faptul că o persoană trăind mult, acumulează multe afecțiuni cronice. Veniturile scăzute, aici la noi e o puțină nuanțare, pentru că persoanele cu venituri scăzute se internează instituții de stat de obicei. Ați văzut că este o pocată, dar este accesibilă unor mari majorități. Din păcate, instituțiile religioase de lungă durată private au niște prețuri de multe prohibitive și aceasta limitează persoanele care au acces. Cu toate acestea, vedeți că dezvoltă foarte multe instituții private, dar din păcate standardul de îngrijire nu este de multe ori, pot să spun chiar, cel necesar. Dacă o activitate socială scăzută de asemenea favorizează acest lucru, adică deci dacă nu au o rețea de sprijin social sau familial, la fel, această problemă este. Și persoanele care au afectare neurocognitivă și funcțională, de asemenea, sunt la risc de a fi internate în instituție de lungă durată. Există o interfață între îngrijirea acută și cea de lungă durată, cum vă spuneam. Aici au o serie de particularități în Statele Unite ale Americii. Ce pot trage concluzia de aici? Mai ales la vârstnicii care sunt internați pentru infecții acute. Ei au nevoie de o recuperare mai lungă după ce se trec de faza acută și atunci ei ar fi beneficiari de aceste internări de intermediare, să spunem, înainte de a ajunge la domiciliu. Există, din păcate, ei se confruntă cu niște probleme de transfer de informație din instituțiile acute în cele de lungă durată și vedeți că au niște documente care nu sunt scrise chiar, le citeți, se uită anumite medicamente care sunt prescrise. Vedeți că și aceste probleme, din păcate, apar și la noi. Au o chestiune interesantă la statele dezvoltate economic, adică așa numitele directive în avans, adică anticipate. Ce înseamnă aceasta? Când persoana este în deplinătatea capacităților mentale, poate să solicite, să spună ce să se întâmple cu dumneaei sau cu dumnealui în momentul în care nu va mai fi competent mental. Adică să fie prelungită viața la infinit, chiar dacă nu sunt conștient, sau să se acorde îngrijiri paliative. Adică e foarte importantă această chestiune. Evident că sunt bine reglementate aceste directive în avans,
dar sunt foarte importante pentru că ajung pacienți în stare cu demență avansată și atunci sunt puși medicii să iau o decizie, de multe ori nu aduce aparținători, ce să facem cu acești pacienți? Să le prelungim viața la infinit doar ca să respire și să se hrănească, să nu mai comunice cu nimeni? E o dilemă foarte complicată și aceste directive în avans rezolvă problema. O serie de probleme psihosociale și de comportament nu sunt transmise la cămine respective și, din păcate, ne confruntă și noi cu acest lucru, cu această chestiune. Tot la ei există o legislație care obligă la niște date minimale care trebuie să fie transmise odată cu rezidenții respectiv și vedeți că este nevoie de o evaluare complexă clinică acestor pacienți periodică, cu o anumită ritmicitate a tuturor rezidenților. Foarte important acest lucru. Și, de asemenea, trebuie să o serie de elemente sunt urmărite de aceste date minimale. Adică, dacă se au măsuri ca să prevină escarele, aceste leziuni de decubit, dacă se urmărește pierderea ponderală, depresia, dacă se fac vaccinele așa cum sunt prescrise, dacă se utilizează mici orice de contenție. O problemă iară importantă la grijă de lungă durată, la subiecții, la rezidenții care au tulburi de comportament, se utilizează destul de frecvent și nepotrivit mijloace de contenție, adică sunt legat de pat. Și nu totdeauna este potrivit. Trebuie cu mare grijă utilizate aceste mijloace. De asemenea, identificarea problemelor curente pe care le au acești pacienți. O serie de elemente sunt utilizate aici și se arată documente pe care se bazează atunci când fac aceste evaluări. Sau foarte importante medicamentele antipsihotice, pentru că erau multe reacții adverse și ele intră acest set minimal de date. Reintervenirea la spital. De ce? Pentru că aceasta arată și nivelul de îngrijire. Uneori, evident, în funcție de starea pacientului, e nevoie să fie internat, să apară acutizări fără îndoială, dar trebuie să vadă contextul în care apar aceste reinternări și dacă declinul este, declinul funcțional și cognitiv este sau nu posibil de a fi evitat. În 2019, văd că au scos aici durerea, evaluarea durerii de la aici, ce nu prea este bine. În sfârșit, au legislația lor. Există o serie de elemente care sunt la nivel local și la nivel național acolo, dar ce e important aici de reținut? Că au niște reglementări foarte clare. Deci, este foarte importantă această reglementare, niște standarde foarte clar de urmărit și văd că există și la noi inițiativa aceasta, doamna de Trăina Dobleasa ne-a spus mai devreme, că se dorește evaluarea nevoilor și stabilirea unor standarde de îngrijire, în așa fel că să nu fie diferențe între diversele cămine de îngrijire și între cele care sunt de stat și între cele de stat și cele private. E nevoie aici, poate că foarte important este asistentul social, care ar putea să facă o evaluare a activității de aceste cămine de grijă de lungă durată, după o listă de standarde. Acest lucru se practică acolo. Există o serie de elemente care sunt aduse ca să sprijine punerea practică a prevederilor legale. Există în Statele Unite ale Americii o chestiune foarte interesantă, un așa numit director medical acestor teme de lucrări durată. Numai la ei există așa ceva și vedeți că are o serie de atribuții. Poate trebuie spune director medical, dar vedeți că există la unele termine un medic geriatru care putea să preia aceste îndatoriri și care chiar le face de multe ori. Adică el coordonează activitatea de grijă medicală, stabilește niște standarde de calitate. De asemenea,
se asigură că există, că se urmăresc îndeplinirea tuturor ghidurilor și recomandărilor și, de asemenea, colaborează cu asistentele medicale și cu partea administrativă și cu ceilalți specialiști. Există o serie de regulamente legate de medicație. Cel mai important este legat de această administrare necesară de medicamente. Există un checklist, adică o listă de medicamente și de reacții adverse care pot fi utilizate, care pot să apară. Se cheamă criteriile BERS, care pot fi utilizate în acest scop și să se vadă dacă nu cumva dozele sunt în exces față de situația acelui pacient, dacă nu se administrează o perioadă prea lungă de timp medicamentele, dacă nu se efectuează monitorizare corectă a efectelor medicamentelor, a rezultatelor medicamentelor administrate, dacă nu cumva indicația nu este chiar corectă, cea mai potrivită, și dacă apar o serie de reacții adverse care pot să apară la orice tipul de medicamente. Există o legislație care are prescurtarea aceasta, mai ales pentru medicamente acestea psihoactive. Vedeți că se pune foarte mare accent pe ele, pentru că utilizarea necorectă sau prea abuzivă, să zicem, de medicamente psihoactive poate duce la tulburări mari la acești pacienți care sunt fragili de cele mai multe ori, pot să le scadă semnificativ funcționalitatea și pot să rămână imobilizați la pat să apară o serie de probleme. Există o serie de provocări în îngrijirea acestea, și anume, faptul că bolile de multe ori sau modificările clinice sunt subtile, atipice, sunt greu de diagnosticat. Acesta creează o mare problemă. Accesul vital la biotehnologie, care există la noi din plin, din păcate. Dependența de evaluare de persoane care nu sunt medici. Și marea prevalență a tuburilor cognitive, care urmează foarte mult. De asemenea, heterogenitatea rezidenților, care necesită individualizarea îngrijirii și de multe ori creează probleme de îngrijire. Foarte importantă colaborarea cu familie, dacă există posibilitatea asta, și la noi se practică atunci când se vrea. La doamna director am văzut că se practică intens chestiunea asta, colaborarea. Este esențială, pentru că ajută în adaptarea îngrijirii la pacientul respectiv, se cunoaște toate problemele pe care le are. Sunt o serie de probleme etice și legale legate de hidratare, prelire, grijă la sfârșitul vieții, drepturile acestor rezidenți. Este o serie de metode de a crește această activitate la vârstnici. O serie de responsabilități poate să le aibă medicul, așa cum am spus, evaluarea la internare, evaluarea complexă, nu este foarte ușoară, dar un medic geriatru are pregătire în acest sens. E foarte important să creeze un plan de îngrijire clar, cu obiective, și care să fie discutat și cu celelalte membre echipe multidisciplinare. Monitorizarea periodică a afecțiunilor cronice este esențială în îngrijirea acestor pacienți. Dacă apar probleme acute sau o schimbare funcțională, cum spuneam înainte, schimbările pot să fie subtile la acești pacienți. Adică devin mai liniștiți, devin mai, dorm puțin mai mult. Trebuie imediat observat această schimbare, pentru că de multe ori poate să ascundă niște afecțiuni grave, care nu se manifestă zgomotos, cum se manifestă la persoanele tinere sau la adulte. De aceea e foarte importantă această evaluare rapidă, imediată, orice schimbare observată de orice membru al echipei multidisciplinare, chiar de asistentă sau de femeia care asigură îngrijirea, trebuie să fie adusă la cunoștința medicului și să fie evaluat imediat pacientul respectiv. Trebuie comunicare foarte bună între membrii echipei multidisciplinare și am văzut că asta se practică la unde le cămine, la Căminul Damnei, director ce are la Măciucă, e foarte
se fac ședințe de evaluare a acestor, a fiecărui rezident. Medicația trebuie văzută foarte atent și consultat cu farmaciste în acest sens. Calitatea vieții trebuie urmărită și funcționalitatea. Să vedem dacă poate fi implicat fiecare rezident în decizii. Și se pune foarte mult accent la ei, dar și la noi, în cabinele care sunt de calitate. Se pune accent pe implicarea rezidentului în luarea deciziilor care îl privesc. Este esențial acest lucru. Și telemedicina se poate folosi. Și la noi a început să fie utilizată această telemedicină și devine ce mai importantă, mai ales atunci când nu dispui de toate facilitățile tehnice ca să rezolvi toate problemele. Deci s-a văzut într-o serie de studii că telemedicina, mai ales cu ocazia pandemiei, este foarte importantă în rezolvarea o serie de probleme medicale. Ați văzut că la America există foarte multe aceste instituții. La ei există două sisteme. Există și sistem privat, care e sub formă de mici locuințe, unde doi, trei oameni de asigură grijă la 4-5 vârstnici, dar și instituție de mare amploare. Există o serie de elemente noi în alte țări încercări de a adapta la diverse medii grijirea aceasta. Sunt mult mai multe aspecte aici, dar noi nu intru detaliile acestea. Foarte importantă legislația și echipa multidisciplinară de asemenea este esențială. Vă mulțumesc frumos! Domnule profesor, și noi mulțumim printre sutele de diplome pe care le aveți. Vă oferim și noi o diplomă. Iar eu vă mulțumesc și aș vrea să completez puțin. Resursa umană devine într-adevăr o provocare, cred că, în serviciile de îngrijire pe termen lung. O găsim din ce în ce mai greu și, într-adevăr, a devenit puținele pe care le avem. Au început să obosească, să vorbim în termeni foarte popular, să spunem, să e o epuizare și vreau să dați-mi voie puțin din discuțiile noastre cu auditoriu să împărtășesc că domnul profesor este nu numai un colaborator, din experiența lui am dorit să catedra dânsului de geriatrie și gerontologie, pe care vreau să o felicit pe această cale, că nu mai e opțională, este obligatoriu și a reușit acest lucru, care e un lucru minunat pentru noi, pentru țara noastră, să vină să facă practică atât și în sistemul social, decât în cel medical, fiind o diferență în îngrijirea, în geriatria medicală, secția de geriatrie, care este doar pe scurtă durată, 7-14 zile sau mai mult, dar nu pe lungă durată, unde diferă această îngrijire. Încă o dată vă mulțumim, domnule profesor. Nu este una dintre multele diplome. Este foarte importantă pentru că este diploma de la prima conferință de acest tip. Deci e o diploma cu mare semnificație, așa că vă mulțumesc foarte mult, mă doreați în mod deosebit. Mulțumesc frumos! Mulțumesc foarte mult! Și vreau să vă spun că e foarte bună ideea dumneavoastră de a face practică studenții și rezidenții, mai ales rezidenții, ar fi bine, în instituții de grijă de lungă durată, pentru că nu sunt expuși la astfel de probleme. O să încercăm să vedem modalitatea. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc. Îl felicit și eu pe domnul profesor Prada pentru că vom avea geriatric. Din această cauză avem acum deficit de geriatrie, pentru că lucrurile acestea nu au fost reglementate la nivelul învățământului medical. Și tot vorbim de geriatrie și de gerontologie, dar uităm că aceste două concepte au fost fondate în România, geriatria ca disciplină și gerontologia ca știință. Motiv pentru care o invit pe doamna farmacist dr. Speranța Prada cu următoarea temă, Ana Aslan, deschizător de drumuri în abordarea științifică aproape de persoana vârstnică. Mulțumesc! Uitați-i și care este ritmul acesta. Da.
De ce despre Ana Aslan astăzi la Moinești, când vorbim despre îngrijirea vârstnicului pe termen lung? Pentru că, pentru prima dată, în România, în mod, să spunem, științific, s-a organizat sau la un alt nivel, pentru că știm, îngrijirea vârstnicului de lungă durată sau îngrijirea lui vine din antichitate. Dar știți că dintre părinții medicinei, dar și îngrijirii sociale, este și Hipocrate din Grecia. Deci vorbim de acum 2000 de ani. Singurul nume dăltuit pe mormântul lui Hipocrate pentru ceea ce a făcut pentru medicină și pentru vârstnic este dăltuit numele Anei Aslan, medic român. Nu știu dacă Pasteur sau alți medici care au revoluționat medicina își mai găsesc locul pe mormântul părintelui medicinei din urmă cu 2000 de ani. Așa că în acest an, deci de aceea vorbim acum, de ce vorbim acum la Moinești, pentru că în acest an aniversar, în acest an, în 2022, se împlinesc 125 de ani de la nașterea academiciană Ana Aslan, care, să nu uităm, că a fost medic cardiolog, dar și-a dedicat primul medic femeie cardiolog din România. Dar să nu uităm, și sigur s-a ocupat de pacienții, de această parte a problemelor pacienților de cardiologie, dar și-a dedicat întreaga viață pacientului vârstnic. Și în acest an se împlinesc 125 de ani de la naștere, dar să știți că a plecat dintre noi aproape la 92 de ani, deci n-a plecat de foarte multă vreme, deși s-a născut de mult. Și tot în acest an ce să sărbătorim sau aniversăm, ca să spunem, 70 de ani de geriatrie, în mod, adică de preocuparea sănătății vârstnicului, prin intermediul Institutului Ana Aslan, care a fost fondat oficial în urmă cu 70 de ani și, bineînțeles, a științei geriatrice în mod organizat și științific. Cum bine știți, Ana Aslan s-a preocupat de problemele vârstnicului, dar nu privit doar teoretic, ci înființând sau inventând acel tratament. De aceea vă vorbesc eu, pentru că știm cu toții ce înseamnă gerovitalul, pentru că suntem români, dar despre gerovital știe foarte multă lume pe globul pământesc, nu numai despre cremele, care și ele știți că au rostul lor în menținerea stării de bine a persoanelor vârstnice. Ați văzut, folosim o cremă, dintr-o dată ne simțim mai tineri, indiferent dacă acea cremă ne face sau nu, dar ne dă senzația de bine. Și atunci, tot în acest an, sunt 65 de ani, s-au împlinit de când acest tratament a devenit oficial și primele, deci au fost autorizate acele medicamente care se numesc gerovital, tablete și fiole. Și ce mai aniversăm în acest an, deja mai adăugat, e prima conferință dedicată persoanei vârstnice. Cum această conferință este dedicată problemelor vârstnicului, care, așa cum s-a spus până acum, sunt nu numai pe plan medical, nu numai pe plan social, dar sunt și pe planul acesta pe care, sigur, dacă nu combinăm partea medicală cu partea socială, acest vârstnic va avea o speranță de viață mult mai scurtă, pentru că al așeza într-o asemenea unitate nu este suficient. Dacă nu, avem grijă și de partea aceasta medicală, dar și de partea psihologică, de a-i menține încrederea în sine sau așa cum doamna director a procedat în Căminul Cajal, pentru că așa se numește unitatea pe care o conduce, academician Nicolae Cajal, un prieten al profesoarei Ana Aslan, deci deschizător de drumuri în multe zone ale medicinei. Dacă această parte nu ținem seama de ea, cum spune doamna, nu lasă pe cel care este încă destul de activ să vadă ceea ce urmează, adică pe cel căzut la pat. Nu poți să pui o persoană fără speranță
lângă o persoană care mai are puțină speranță. Pentru că cea care are acea puțină speranță zice, băi, de mine mâine o să fiu și eu așa. Așa, pe etajul celor, să zicem, nu cu foarte multe speranțe, sunt cam același tip de persoane și aceleași probleme de sănătate sau de raportare la mediu. Pe când cei care sunt încă activi sunt pe un alt etaj, sigur, toată lumea pe acele etaje foarte frumoase, dar sigur, fiecare se intră într-o competiție, să arăt și eu la fel de bine ca celălalt, să mă mențin și eu la fel. Doamna doctor râde, pentru că știi, într-adevăr, sunt persoane care de la internare și acum se coafează în fiecare zi, se aranjează, nu ies la masă nerujate, nearanjate. E, ce-ar fi o asemenea persoană să o pui lângă o persoană la care se așteaptă sfârșitul în câteva zile? Îi iei tot acest elan. Așa că de aceea, ceea ce a făcut doamna director acolo, cum să zic, eu cred că depășește, ca să nu spunem că e în competiție foarte strânsă cu Statele Unite, despre care am văzut. Au legislație, au tot ce le trebuie. Noi aici nu prea avem multe, dar poate doamna director va reuși împreună cu invitații de aici să facă mare lucru. Acum am spus de ce este Ana Aslan aici. Pentru că toate cercetările acestui medic cardiolog renumit după aceea prin geriatrie s-au făcut într-un cămin de bătrâni, în căminul I.C. Frimu de la București. Pentru că nu poți iniția un tratament sau o teorie medicală dacă nu vii cu studii clinice bazate pe dovezi. Aceste dovezi au provenit de la pacienții, de la beneficiarii unui cămin de bătrâni, sigur, în anii 1950. Cercetările asupra noului medicament și a noului tratament a fost aplicat acestor beneficiari. Și primele comunicări științifice ale rezultatelor provin, bineînțeles, din staționarul de lungă durată. Deci Ana Aslan, pe scurt, Parhon i-a dat la acea vreme un cămin de bătrâni. Și a zis, dumneata, ca și cardiolog și cu idei că poți opri îmbătrânirea, tratând cu mare atenție patologia vârstnicului, să vedem ce poți. I-a dat acest cămin, dânsa a acceptat provocarea și mai departe știe toată lumea ce înseamnă gerovital, Ana Aslan și geriatria ca știință, bineînțeles. Acum, până acum s-a vorbit despre abordarea multidisciplinară. Din nou, ce căutăm aici cu Ana Aslan? Pentru că ați spune că este doar medic academician și aici vorbim de îngrijiri sociale. Dar de aceea nu mai vorbim numai despre un cămin de bătrâni, ci vorbim și îngrijiri sociale, adică are un pat și o masă. Nu, are și îngrijiri medicale. Pentru că dacă la vârsta lui cel internat într-un asemenea cămin, cum s-a spus mai devreme, nu este controlată medicația, nu este controlată starea de sănătate, cum doamna doctor Enache în această unitate face în fiecare zi, cu fiecare pacient, indiferent că este acela la pat sau cel care se coafează și are grijă să fie și rujată și aranjată, văzând ce domn a mai fost internat, probabil că își găsesc o simpatie, să știți că și Ana Aslan a acumulat pe acolo niște, adică s-au creat niște idile și de ce să nu în asemenea cămin, ați văzut la cămin cu acele preocupări, sigur nu neapărat să căsătorească, să facă probleme familiei, nu cine e urmașul și apoi e casa, dar oricum să-și găsească un partener de stat la povești, de băut un ceai, oricum de a crea o atmosferă frumoasă. Și de ce vorbim de acest lucru? Pentru că, într-adevăr, și în Institutul Ana Aslan, să știți că Ana Aslan a primit premiul organizației Leon Bernard, cea mai înaltă distincție a Organizației Mondiale a Sănătății, nu pentru cardiologie, ci pentru medicină socială. Deci exact pentru această gândire că vârstnicul, nu că trebuie neapărat reintegrat social, nu să-l trimitem înapoi la servici, dar măcar să-l păstrăm într-o anumită stare de sănătate și de independență și de o anumită stare a calității vieții. Ceea ce este un lucru care ne arată că Organizația Mondială a Sănătății a avut această viziune, deci în urmă, în
cu 50 de ani, când Ana Aslan a primit această medalie încă o dată pentru medicină socială. Ați spune cum e geriatră, cardiolog, dar a știut să îmbine ceea ce îmbină această unitate model, dar gândesc de aceea e bine că este prima întâlnire, pentru că probabil se mai întâmplă aceste lucruri și în alte unități similare. Dar dacă nu avem informația, vorbim despre ceea ce știm și ceea ce am văzut. Și apropo de studenți, să știți că aici s-a vorbit de studenți, de rezidenți, să știți că mai nou doamna director a acceptat, la noi la Fundația Sana au apelat studenții din Erasmus Plus, știți, acele programe de schimburi internaționale cu studenții. Și să știți că a acceptat că atunci când vin studenții, și mai ales Grecia este foarte interesată, nu știu dacă are legătură cu Hipocrate sau nu, dar au multe proiecte europene și vin pentru schimb de experiențe și din zona de asistență medicală, dar și de medicină, oricum pe zona medicală, și doamna Cerasela Măciuc a fost deschisă și acestui tip de experiență. Nu e foarte ușor, știți că acești studenți cu ei se vorbește în limba engleză. Pacienții, vreau să vă spun că sunt extrem de încântați, lucrează împreună cu acești studenți, pacienții, marea majoritate, sigur că nu știu engleza, dar știe psihologul, știe doamna doctor, știu cei care îi însoțesc, încât vedeți că se poate implica, încât acest tip de îngrijire a vârstnicului din România ajunge și peste hotare din nou, așa cum ajungea pe tipul. Dacă doamna, să știți că avem oarecare respingere și din partea Institutului Ana Aslan actualului management, că știți, managementul e mai mult politic, nu sunt cadre medicale, și care zic, dar ce mai vor și ăștia și ce să le mai arătăm sau ce mai ieși cu ei? E, doamna Cerasela Măciucă nu întreabă ce e cu ei, pentru că știe ce e cu ei. Au venit să vadă sistemul de îngrijiri medicale, indiferent unde s-ar desfășura el. Că este într-o unitate socio-medicală și de aceea, vedeți, socialul trebuie foarte bine ținut împreună cu medicalul, dacă vrem ca, într-adevăr, calitatea vârstnicului să, și care urmărește, cum am spus, menținerea stării funcționale a beneficiarului și simbioza care, bineînțeles, că s-a constatat că există în această entitate și că e de dorit ca aceasta să fie în toate entitățile în care se află vârstnici pentru o perioadă mai lungă. De ce acum trebuie să, sau am spus că e bine să ridicăm această problemă a preocupărilor pe care le-a avut Ana Aslan cu ani în urmă, de ce trebuie să fie continuată la același nivel, de aceeași calitate, adică de făcută de profesioniști, care într-adevăr am înțeles că au, am înțeles că doar trăim în România cu toții și știm care este situația, dar să nu uităm, natalitatea scade, nu se mai nasc 5-7 copii, nici măcar 3, da? În felul acesta știm că numărul, nu neapărat că sunt vârstnici, că n-ar avea de unde, ați zice, dar acești vârstnici devin un procentaj foarte mare, apropo de Ministerul Muncii, nu? Și Protecției Sociale, din păcate, dânșii au foarte mulți vârstnici comparativ de care să aibă grijă prin legislație și prin tot ce înseamnă protecție față de copiii care nu se mai nasc atâția cum se nășteau pe vremuri. Și atunci, sigur că da, problema vârstnicului cade în spatele economicului, politicului, socialului și, bineînțeles, medicalului. De aceea, cum s-a spus și mai devreme, este nevoie neapărat de o legislație specifică pentru vârstnic și să venim în avans cu ea, nu când problema este în ușa noastră, cum se spune, și atunci cu asta ce facem sau cu problema aceasta ce facem. Și bineînțeles că multe lucruri, costurile cu vârstnicul ar fi sigur că sunt costuri în zona socială sau cea medicală, dacă starea de sănătate a s-ar menține cât mai mult timp cea normală, ca să spunem, și costurile, sigur, pe care ar trebui să le suporte guvernul sau familia, ar fi mult mai mici. Acum, din nou, un argument. Cum v-am spus, nu numai că profesoara Aslan a primit acel premiu social, pentru medicină socială,
De ce? Pentru că înființase, de fapt, prima instituție din lume, primul spital, dar care avea trei departamente. Partea medicală, cum are orice spital, cercetarea asupra a ceea ce se întâmpla în zona medicală, dar nu numai, cercetarea socială. Adică ce așteptări are un spital în funcție de înaintarea în vârstă a persoanelor și ce așteptări, cum am spus, care să greveze bugetul personal sau bugetul statului. De aceea faptul că acum vorbim aici nu despre un cămin și asistență socială, ci vorbim de medico-socială, venim din nou cu un concept nou, adică vine conferința, mă refer, așa cum Aslan a venit atunci cu conceptul medicină, cercetare și cercetare socială, acum această conferință aduce de fapt această noutate și o un fel de implementare și de găsirea unor soluții pentru a vorbi într-adevăr despre asistență socială complexă, ceea ce înseamnă a cuprinde și asistența medicală. Cum am spus, să nu stea degeaba în pat, ci să se încerce menținerea stării de sănătate, aceea care îi dă vârsta cât mai mult timp. Așa a început Ana Aslan, cu asemenea pacient, nu cu cremele de Gerovital, ca să fim frumoși și în sfârșit cu alte șampoane, sau a început în acel cămin, cum am spus, de vârstnici, care așa i-a găsit, în acest fel. Cum a făcut acest lucru? L-a făcut în mod științific, sfătuindu-se tot timpul cu cei, pentru că acest spital, cred că a fost printre primele din România, care a angajat psihologi și sociologi, pentru că spunea, nu-i suficient să-i dai pastile și să stea în pat și să aștepte vindecarea. Trebuie să vorbești frumos cu el. Poate medicul sau asistentul nu au timpul ăsta, dar atunci un psiholog va putea să-l aducă pe vârstnicul respectiv și la gânduri mai bune, adică depresia aceea să poată fi scăzută, de se poată fi încât fiecare pacient, pentru că deja acest cămin de bătrâni se transformase într-un spital și după aceea în institut, pentru că avea și cercetarea pe medicină și, cum v-am spus, nu numai pe partea medicală, ci și socială. Aici este munca în echipă a cardiologului, a cercetării, a socialului și a medicalului. Sigur, echipă coordonată de către Ana Aslan, pe care o vedeți acolo. Era mare, era celebră, dar avea timp în fiecare zi, venea la serviciu și făcea ceea ce trebuie. Ceea și doamna acela de la facea acolo și cu doamna doctor Enache, sunt tot timpul. Deci a început cu acel vârstnic, dar nu numai cu acela, cu alții, la fel, niște vârstnici părăsiți într-un sistem de sănătate sau de social anilor 1950. Sunt aceiași vârstnici, după câțiva ani de șederea în acel cămin, care datorită faptului că de la persoana aceea apatică, dânsa a fost la fel și a devenit după aceea și confidentă, ca să nu spunem păricioasă, că venea și spune, vă spun eu, asistenta n-a venit sau ce a făcut sau n-a făcut ce trebuie, adică deveniseră foarte vigilenți din persoanele acelea puse într-un pat și la care li se aștepta sfârșitul. Terapia Ana Aslan, dar încă o dată, abordarea multidisciplinară, având grijă ca într-adevăr partea medicală să susțină partea socială. Deci de aceea ne aflăm aici, să vă amintim că și marea medicină pornește din lucruri care par întâi niște, haideți să vedem cum putem să ajutăm. Și după aceea poate să iasă, nu e chiar Nadia Comăneci născut aici în zonă, dar pe aproape din ceea ce, așa că dintr-un cămin de bătrâni s-a putut transforma într-un institut național cu faimă internațională și de ce nu și rețeaua noastră de asistență socială din România să devină medico-socială cu vârstnici la fel de bucuroși, cum să spun, cum viața are un final, dar să fie unul fericit, știți, măcar să fie fericiți atunci când nu mai sunt. Vă mulțumesc pentru atenție.
Și eu vreau să mulțumesc doamna Farnaci Speranța și cât Speranța Prada, cât de frumos se aude când spune doamna Speranța Prada că e vorba de speranță. Eu mulțumesc pentru a-i dărui această diplomă de excelență din partea noastră și vreau să o felicităm Fundația Naslan pentru că a reușit cu mari eforturi, totuși trebuie să vă spun că la Brăila a achiziționat casa Naslan, acolo unde s-a născut Naslan. Și probabil atunci când vom ajunge în Brăila sau poate la o întâlnire, merită să ne reîntoarcem și să ne reamintim de ceea ce înseamnă marele valori ale României. Mulțumesc frumos, doamnă Farnaci. Naslan a fost o uriașă personalitate a medicinei mondiale. Îi mulțumim pentru această evocare, doamnei Speranța Prada. Și acum ajungem în 2022. Și următoarea prezentare va viza digitalizarea. Îl invit pe domnul Valerian Vreme, fost ministru al comunicațiilor și consilier al Institutului Național de Cercetare, Dezvoltare și Informatică. Ați văzut că mi-am luat și telefonul cu mine, că astăzi nu se mai poate fără el, nicăieri. Da, mulțumesc în primul rând pentru faptul că v-ați făcut așa răbdare și ați rămas până la sfârșit. Dați-mi voie să-i spun întâi Ceraselei că m-ai surprins în seara aceasta. Nu știam partea asta așa dedicată, inclusiv acțiunilor de a aduna oameni, de a-i pune împreună și de a comunica. E foarte important asta. M-ai surprins și te felicit. Și totodată dați-mi voie să fac și o plecăciune în fața invitațiilor pe care ai, în fața familiei Prada, care are pe acest domeniu, am văzut, aplicare și totodată multă empatie pe care o simt în ceea ce am spus. Dați-mi voie să felicit și ministerul care este astăzi prezent prin doamna director Dobre. Noi avem conexiuni cu Ministerul, fiind și un institut în subordinea Guvernului, în subordinea Secretarului General al Guvernului. Totodată, referitor la primari, să știți că astăzi, așa ca o paranteză, vă vorbesc ca reprezentant al Institutului de Cercetare și Dezvoltare Informatică, ca inginer, ca om tehnic. Dar sunt și polițian. De obicei, primarii se duc și sprijină acțiuni cu balul bobocilor, cu... Astăzi asistăm la, eu cred că chiar un lucru inedit, faptul că v-ați implicat în această activitate. Vă felicit. Sunteți deschizători de drumuri și sper ca la Asociația Municipiilor să transmiteți acest mesaj și să implicați cât mai mulți primari, pentru că ați spus bine, s-a spus aici că vorbim de segmentul persoanelor vârstnice, el este în creștere. Și trebuie să avem politici foarte clare, coerente, politici care să aibă în bază, în spate, specialiști, studii și să putem face față provocărilor generate de viitor. Și o să ajung acum și la provocările generate de mediul online. Totodată, astăzi, sunt reprezentantul directorului general al Institutului de Cercetare și Dezvoltare în Informatică, domnul doctor inginer Victor Vevera, care n-a fost posibil să ajungă, datorită faptului că este la o conferință chiar la Paris, pe teme, bineînțeles, care țin de domeniul IT. Eu sunt și pe Găoanda, asta nu v-am spus.
iar zona asta mi este familiară și chiar și domnul primar ne cunoaștem de mulți ani. Referitor la prezentarea mea, aș vrea ca la final să știți cu ce se ocupă, cum poate sprijina Institutul de, Național de Cercetare și Dezvoltare Informatică în București acest domeniu. Și să știți că suntem alături, și am să vă spun și câteva, mai acolo și câteva motive, suntem alături de dumneavoastră. Iar, din punct de vedere tehnic, alături de mine este prezent, sunt prezente doamna director Alexandru și doamna Ianculescu, da? Sau vă învățesc? Nu. Care vor prezenta câteva aplicații tehnice care sunt dezvoltate în institutul nostru și care vor intra, zic mai profund, în partea tehnică. Eu am să fac un mix așa, politic-tehnic. Iar și mai vreau așa, doar așa să vă mai spun un lucru, să știți că și eu sunt așa foarte încântat că sunt astăzi prezent aici, dar și foarte îngrijorat pentru faptul că mă apropii și eu de vârsta a treia și trebuie să dau examenul ăsta, nu știu, o să mă prezint probabil, dar poate cât mai târziu. Poate reușesc de la domnul profesor, de la dumneavoastră, să capăt așa niște instrumente care să mă mai țină în partea asta un pic. Să vedem dacă îmi permite și buletinul. Referitor la Institutul de Național de Cercetare și Dezvoltare în Informatică, mă uit așa în sală, acest institut s-a dezvoltat, are 50 de ani de funcționare și a crescut odată cu noi. Acum 50 de ani, la înființare, când în România practic primele calculatoare își făceau apariția, a apărut și acea idee de aceste calculatoare trebuie puse la treabă. Și atunci au apărut două institute, Institutul de Cercetare Dezvoltare în Informatică, care reprezintă partea, cum spune noi, soft, aia pe care când pui mâna nu poți o strângi, și era și un institut de cercetare în tehnică de calcul, IDC, care venea cu partea hard. Aceste două institute, să știți că au făcut istorie în România până în 90, dar după 90, datorită unui management, eu zic bun, cel care a rămas în picioare este Institutul de Cercetare și Dezvoltare în Informatică și care prin aplicațiile pe care le dezvoltă, prin domeniile pe care le abordează, prin colaborările care le are, naționale, internaționale, este astăzi o prezență activă la nivelul instituțiilor statului, la nivelul mediului academic și când vorbim de colaborarea pe plan extern, iarăși este o entitate prezentă la tot felul de manifestări internaționale. Dacă vorbim de domeniul ăsta digital, cu toții zilnic auzim atâția bani se vor aloca pentru digitalizare, pentru transformare digitală. Cloud-ul guvernamental, așteptări și așa mai departe. Dar eu vă spun un lucru. Și o spun asta cu responsabilitatea cuvântului și a unei persoane care a dezvoltat la un moment dat politici și proiecte pe domeniu. Și ca exemplu Estonia, da? Estonia se spune că este un succes în domeniul informatic. Eu mai am și rezerve, dar așa se spune. Dar să mai spune că de ce Estonia este un succes? Pentru că populația a dorit digitalizarea.
facem cloud, dezvoltăm tot felul de platforme. Și să știți că România se dezvoltă. Știți bine că avem segmentul IT-știilor foarte mare, specialiști foarte buni. La Microsoft se vorbește a doua limbă care se vorbește română și așa mai departe. Dar eu mă întreb, noi, românii, și când mă refer la noi românii, nu mă cumpăr. Fie de la țară, fie cei care sunt în Moineș și așa mai departe, doresc digitalizarea. Și aici intervine rolul primarilor, politicienilor, cei care pot să meargă către votul electorat și să-i convingă pe oameni să-și dorească digitalizare. Dorindu-și digitalizare, urmează etapa alfabetizare digitală, de care vorbim încă din 90, urmează pe urmă mai departe platformele care deja sunt făcute și cloud-ul guvernamental și așa mai departe. Dar foarte important să ne dorim cu toții asta. Și să știți că avem o responsabilitate toți când vorbim de dorința de a avea competențe digitale. Referitor la institut. Institutul, după cum am spus, are peste 50 de ani de funcționare, chiar 52. A dezvoltat în cadrul lui o multitudine de departamente, unele bine poziționate în piață, și astăzi suntem aici pentru faptul că alături de mine este și doamna director, cum am spus, și doamna Ionculescu, care dezvoltă colectivele din jur, dezvoltă platforme, dezvoltă aplicații pe domeniul e-health-ului și a asistenței sociale. Cred că în ziua de mâine există un panel special unde veți afla la nivel de obiect tot ceea ce se proiectează astăzi să creează în institutul nostru. Dar dacă vorbim de provocările mediului online, să știți că în institut nu se stă degeaba. Când vorbim de institut, probabil cei care au auzit de institutul nostru s-au gândit doar că e producător de soluții informatice. Unii mai știu că institutul face și audit pe domeniul informatic. Dar în ultimul timp ne-am poziționat foarte bine pe piață, pe domeniul securității cibernetice, pe domeniul blockchain-ului. Să știți că dacă vorbesc limbi străine, mă opresc, mică rămân singur. Pe domeniul forensic-ului sau mai nou, un departament de cyber diplomacy. Și cel mai nou, în care chiar eu am preocupări, și poate ați auzit de asta, metavers. Domnul director Cotăleț a plecat, dar cred că cu el putem discuta problemele astea, că știu că a abordat telemedicina, iar acum cu metaversul vin câteva componente foarte interesante pentru telemedicina. Când vorbim de blockchain, deci institutul nostru are preocupări pe domeniul dezvoltării, ceea ce mai ales tine știu, da, despre monede virtuale și mai nou NFT-uri. Sunt provocări ale viitorului. Când vorbim de forensic, vorbim de fapt de investigații. Ați auzit de criminalitate informatică. Ați auzit de tot felul de uh,
să-i spun eu așa, infractori care își ascund în harddiscuri, în calculatoare, intențiile sau nu numai intențiile, ceea ce au făcut. Există și un departament de asta care îi poate depista și care conlucrează cu celelalte instituții ale statului să nu-i lăsăm chiar să plece de la noi din țară, cum s-a întâmplat, spre exemplu, în Moldova, când au plecat cu 1 miliard de euro. Iar cyber diplomacy, astăzi nu se mai poate vorbi de diplomație și poate unul din eșecurile care au generat și conflictul de acum este că diplomația nu a acționat eficient acum un an, eu știu, acum 2, pentru a nu să ajungi la acest conflict sângeros, dar calculatoarele mediul online vine cu instrumente inclusiv necesare diplomaților. Și am ajuns la metavers. Este subiectul meu preferat. Aș putea să vă povestesc multe despre el, dar vă las poate curiozitatea și să mergeți acasă și să studiați. Vreau să vă spun că opinia mea este că va schimba lumea. Știu că există, mai ales la persoanele mai în vârstă, poate și o reticență când aud de metavers. Ce ne mai trebuie? Nu ne ajunge Facebook-ul? Nu ne ajunge Instagram-ul? Știți? Viitorul nostru vine peste noi, vine cu aceste tehnologii și indiferent ce ne dorim, indiferent că ne place, el vine. Indiferent că, și vă dau un singur exemplu, îmi spune cineva, chiar cât de curând, care a citit foarte multe cărți, îmi spune, copiii mei nu citesc deloc. Deloc nu citesc. Sunt atât de supărată. Nici nu știu ce societate o să aibă. Asta este societatea lor. Și trebuie să-i înțelegem. Este o societate în care, din păcate, nu se citește. Dar la un moment dat și eu aveam așa o atitudine mai refractară față de acest fenomen. Dar până la urmă am spus că asta e lumea care vine. M-am obținut cu ideea și mergem mai departe. Când vorbim de metavers, vorbim inclusiv de un alt mod de a comunica. Astăzi, și sunt sigur că 99% de aici folosiți rețele sociale. Nu cred că când vă sculați dimineața, dacă nu aveți telefonul și o interacțiune pe o anumită rețea sau pe Google, pe știri, nu cred că vă face să vă simțiți prea bine. Mai frumos, o să vă spun chiar și o informație care am primit-o pe internet chiar acum câteva minute, când mi-a spus de vulnerabilități. Deci vrem, nu vrem. Acum suntem în faza rețelelor sociale, dar urmează o altă fază, care, așa, din fericire, din păcate, nu ne mai aparține. Și eu cred că acea fază va fi metaversul. Iar referitor la vulnerabilități, ați spus că, și am recepționat acest lucru, că persoanele vârstnice sunt poate cele mai vulnerabile. Acest segment este nu numai vulnerabil, expus la acțiunea tuturor excrocilor sau cum să le mai spui din lumea asta. Pe știri, pe internet, apropo de rețele sociale, de informatică, de IT, de provocările online, mediul online, spune că astăzi, în București, a fost prinsă o rețea de 10 falși medici care excrocau pensionari. Ceea ce dumneavoastră problematica care astăzi
ați discutat-o aici, ați spus-o așa cum este, uitați-vă că din, cu ajutorul mediului online, din viața de cu zi, zi cu zi, ea există și trebuie să o tratăm foarte serios. Referitor la institut, atât vreau să vă mai spun. Avem viziune, avem oameni vizionari, avem colective de specialiști și putem veni alături de dumneavoastră cu proiecte, cu platforme, cu programe care să facă viața mai ușoară, care să facă celor care, v-am spus că n-am ce face, trec și eu de 60 de ani acuși, să ne facă viața mai frumoasă. Nu vă feriți de jocuri. Asta este ca un sfat. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată felicitări și, după cum v-am promis, mâine institutul va avea două prezentări sau una, două, tehnice. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule ministru Valerian Brâne. După ce ne-a fost greu să ne obișnuim cu digitalizarea, cu inteligența artificială, acum ne-a băgat în metavers, adică deja e prea mult pentru noi. Vreau să primiți această diplomă din partea asociației noastre, dar și să transmiteți mulțumiri și gândurile noastre bune domnului director general Brâne. În același... Da, mulțumesc. Da, mă rog, dacă vreau să mai transmiteți ceva, scuzați. Da, nu, doar vreau să vă mulțumesc. Vreau să vă asigur încă o dată de faptul că vom fi alături de dumneavoastră și cred că am mai făcut ceva rău și... Da, mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc încă o dată și felicitări pentru ceea ce faceți. Pentru că aici să nu uitați că suntem în an aniversar, să nu uitați că nu stici, când vedeți medalia pe care noi, fundația, am scos-o cu această ocazie. Diploma, sigur, câteodată nu sper să mai pune într-o parte sau alta, dar să nu uităm că i-ați ajutat pe vârstnici cu această informatizare foarte mult. I-ați adus lângă familia care poate câteodată îi vizitează o dată pe lună sau dacă sunt în Canada sau în Statele Unite, o dată pe an sau la mulți ani. Așa, cu aceste calculatoare, cu informatica, se pot chiar pe telefon auzi și vedea în fiecare zi. Așa că informatica, deci această nouă viziune, să știți că sunt deschiși spre, apropo de familia, soacra mea a stat în ultimii ani în Statele Unite, ca și o parte a familiei acolo, și să știți, comunicam, era ca și când ne vedeam în fiecare zi, pe computer. Și să știți că am învățat foarte repede să-l, chiar dacă vârsta, vă imaginați că era peste 80, pentru că și noi avem... Da, doar o paranteză, că mi-ați ridicat mingea la fileu, vreau să vă spun că acum vreo 12 ani aveam o școală de informatică și m-am gândit eu să fac cursuri pentru persoanele vârstnice. Și am avut un curs special pentru pensionari. Cine credeți că a fost unul din cursanți? Tatăl meu. Se duce tata la curs. Eu eram destul de prins. Să comunicăm, cum se comunică astăzi cu copiii. Și la un moment dat, după câteva zile de curs, învățase el de Facebook, a apărut să Facebook-ul și asta vine și îmi spune: știi, l-am găsit pe colegul meu pe care nu l-am văzut de 60 de ani, nici nu-ți spun cum arată. Era atât de fericit, l-am simțit, parcă a întinerit. Îmi vorbea de asta continuu, mi-a spus și l-a găsit unde, l-a găsit pe internet, pe Facebook, parcă mi-am amintesc eu că l-a găsit. Da, referitor la instrumentele oferite, știi care nu trebuie să ne ferim, că asta e lumea, dar aș vrea și pentru dumneavoastră să vă aduc așa, poate și o laudă, dați-mi un pic. O întâmplare. Cu, acum vreo, nu știu, 7-8 ani, o trebuie să merg în Filipine, aveam un prieten ambasador acolo. Și eu ce să iau cu mine în Filipine? Și spun,
ce să-ți aduc acolo? E greu cu avionul, cu... nu poți să aduc multe lucruri, dar care să te bucure? Știi ce să-mi aduci? Adem fiole de astea de... Cerovita. Da, de cerovita. Cât e poți, cât e poți. Bine, dar de ce trebuie? Vreau să-ți spun că aici, în Filipine, îs aur la mare, mare căutare. Oricum, așa pentru un nou record, am luat destul de multe, că aveam pașaport diplomatic și nu prea mi-era frică. Și am făcut mulți filipinești fericiți. Dar când m-am întors, bineînțeles, mi-am pus și eu întrebarea. Dom'le, dar cum adică ăia or fi așa de... și noi suntem atât de deștepți că resursa care ne-a oferit Ana Aslan nu o folosim? Și de atunci, în fiecare an, fac un tratament cu soția de zerovita. Așa. Și sunt și pacient al... nu pacient, să zicem pacient, sau da. Mă consult cu un doctor de la fundație, nu? Mi-a spus... De la institut. Nici nu știam. Că eu nu chiar înțeleg bine fundația și institutul. Da. Oricum, vă mulțumesc încă o dată și eu sper că acum, măcar despre Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Informatică, să știe un pic mai mult decât acum jumătate de oră. Mulțumesc! Metavers, bineînțeles! Despre metavers, obligatoriu. Și eu aș vrea să vă vedeți un plic faptul că de peste 15 ani avem soluții de medicină digitală care să susțină îmbătrânirea activă și sănătoasă și care să susțină soluții personalizate de îngrijire a persoanelor vârstnice, dar în același timp și să susțină personalul medical pentru o mai bună colaborare și implicare într-un management integrat, personalizat, proactiv și participativ alături de persoanele vârstnice. Și vă așteptăm mâine la prezentările noastre. Eu o să-l invit pe asistentul meu, pe Cosmin, pentru că nu pot încheia fără a oferi diplomele noastre, atât în primul rând domnului primar Valentin Vieru, faptul că a fost nu numai un deschizător de drumuri, a fost exact cum s-a spus de-a lungul întâlnirii, a fost omul care a făcut un efort ca să putem să ne vedem și să ne întâlnim în această sală care probabil de-a lungul timpului a suportat modificări și modificări considerabile, așa cum le vedeți, dar în același timp e important ca un primar să vadă că există și parte socială și nu numai lucruri pe care noi le știm și le cunoaștem vis-a-vis de primărie. Mulțumesc, domnul primar! Vreau să mulțumesc și să înmânez o diplomă și doamna Elena Dobre, pentru că a făcut un efort destul de mare. Să știți că ea, doamna Elena Dobre, avea foarte multă treabă și știu lucrul acesta. În perioada când strategia trebuie într-adevăr trecută prin Parlament și trebuie îmbunătățită, sunt politici sociale și alte nevoi în cadrul Ministerului și nu numai, și atunci vă mulțumesc și sper să fiți alături de noi în tot și mai ales în proiectele de viitor pe care vrem să le facem împreună. Și Ana Aslan vă mulțumesc. Să nu uitați, pentru că știți, în birourile, cum am spus, autorităților, pe lângă diplomele alea multe, trebuie să vadă de ceva și palpabil, încât să-și amintească de vârstnici și, bineînțeles, și de evenimentul de astăzi, aniversar, cum am spus, la primul pas. Să știți că domnul primar are deja, dacă nu a mai fost aici, așa că... Vreau să mulțumesc doamnei doctor Mihaela Arim. Îmi pare rău că n-am profitat mai mult de deschiderea doamnei doctor și să vreau să vă spun că chiar m-a certat. Veneam pe drum de la București
Și spunându-i de această conferință că nu am reușit să aduc din cadrul Ministerului Sănătății, m-a acceptat și mi-a spus că trebuia să discutăm, poate trebuia să discutăm și să, da, să o rugăm să ne ajute cu Ministerul Sănătății, însă consider că cei care suntem dedicați și doamna director din, de prima dată când ne-am întâlnit, am simțit această dedicare vis-a-vis de ceea ce înseamnă social, pentru că în general DSP-urile au mult mai multă aplicare spre partea medicală decât socială, dar știm că s-a confruntat în primul rând în perioada pandemiei cu foarte multe probleme, pentru că legislația socială diferă de legislația medicală și vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm cu drag alături de noi în toate întâlnirile și conferințele dedicate persoanei vârstnice. Încă o dată pentru invitație și cu siguranță în cursul zilei de mâine vom mai face ceva completări și cred că vom putea suplini și, eu știu, lipsa la acest moment a colegilor din Ministerul Sănătății, care într-adevăr, așa cum și doamna Dobre, este foarte ocupată în ministerul în care își desfășoară activitatea și colegii noștri sunt într-o perioadă aglomerată și cu acte normative diverse și cunosc destul de bine și activitatea de acolo și eu cred că încercăm să suplinim și prezența colegilor prin prezența mea și în cursul zilei de mâine. Mulțumim, mulțumim frumos! Mulțumim frumos, doamna director! Cum ați spus, ați avut 3 medici geriatri, doar 3, în care doar unul este în... Este prezent, așa că ne cunoaștem foarte bine și să știți că avem și pentru dânsa și medalie. De ce? Pentru noastră trebuie să vă stimulăm. Domnul primar deja e convins că geriatria și că îngrijirea vârstnicului este prioritară, dar sigur nu numai social, ci combinată cu partea medicală. De-aia aveți cel mai deosebit spital, cele mai deosebite o serie de lucruri, dar nu trebuie, sigur, să uităm și să uitați, ci să vă amintim să colaborați cu autoritățile locale, sigur, încât locale, bine, și în județeni, și când vorbim așa, încât să nu uitați că Araslan s-a servat în acest an, deci toate evenimentele cu acest prim pas medico-social. Așa că vă mulțumim pentru că sunteți aici. Eu vă mulțumesc foarte mult și pentru această medalie, chiar, cum să spun, m-a emoționat acest moment și nu e puțin lucru dacă mă și uit la acest simbol al aniversării a 125 de ani de la nașterea doamnei academician profesor Ana Aslan. Într-adevăr, mă simt onorată să fiu prezentă la o astfel de întâlnire în prezența unor onorați invitați, care sunt și organizatori, și îi adresez felicitări în egală măsură, cred că nu l-am menționat la începutul conferinței, pe domnul Valerian Vreme, care știm că este băgăoan de-al nostru, care a condus și un minister al tehnologiei informației, nu știu dacă mă exprim corect, și care ne-a ridicat mingea la fileu cu acest metavers, care pentru noi nu este tocmai cunoscut, dar spre care ne îndreptăm vertiginos și așteptăm cu interes și prezentările colegilor în cursul zilei de mâine. Mulțumim încă o dată și ne bucurăm că am avut în preajma noastră astfel de elite ale zonelor pe care le coordonează și în care își desfășoară activitatea. Și mulțumim încă o dată domnului primar pentru că ne-a dat ocazia și ne găzduiește această întrevedere. Mulțumim, mulțumim frumos! Acum vreau să ofer o diplomă domnului viceprimar Bogdan Legănuș. Ținând cont că fiecare dintre noi încercăm să împărtășim din administrația publică pe care am învățat-o, cum eu încerc să-i împărtășesc lui Cosmin și să-i arăt ceea ce înseamnă administrația publică, așa domnul primar încearcă să-i împărtășească domnului viceprimar și lasă cumva pe mai departe ceea ce a învățat dânsul. Mulțumim mult, domnul viceprimar, și succes în activitatea dumneavoastră! Dar pe dumneavoastră vă responsabiliză
dăm, acum vă dăm o diplomă și când aveți corect niște merite, așa, să știți că vă dăm și medalia. Da. Mai complicat decât să nu mulțumesc. Vă mulțumim doar felicită. Dar nu în ultimul rând vreau să numesc o diplomă doamnei secretar general Marlena Dârlau și la fel știu foarte bine că în orice unitate administrativă nu poți lucra decât într-o echipă și echipa e foarte importantă. Noi vă urăm în continuare și vă urmăm diploma cu mulțumirile de susținere și că ați fost lângă noi ori de câte ori avem nevoie. Venim și vă vizităm, în mod special la Moineș. Vă mulțumesc foarte mult, doamna. Da. Noastră, cum am spus, pentru continuitate, vă felicităm și vă mulțumesc. Comunitatea de asistență socială și căminul de servicii sociale este în subordinea doamnei secretar. Să știți că primarul deleagă atribuții și uneori trebuie să mai avem și oameni de încredere, dumneai și domnul viceprimar aici prezent, directorul de la asistență socială, șeful de centru, sunt aici. O parte din salariații direcției de asistență socială au răspuns prezent. Le mulțumesc și cred că diploma mea de ridicură. Și eu mulțumesc tuturor. Mulțumesc doamnelor de la organizare care m-au ajutat de dimineață, pentru că e foarte important. Cu toții știm, cei care facem organizare, că în spatele nostru e o întreagă echipă, iar această echipă de cele mai multe ori nu se vede și poate se și uită. Însă eu le mulțumesc foarte mult pentru susținere și mulțumesc tuturor. Mulțumesc dumneavoastră că ați rămas până în ultima clipă în sală să ne ascultați și vă urez o seară plăcută, frumoasă și să vă bucurați cât mai mult de ceea ce ne-a prezentat domnul primar în prima parte. Seară frumoasă! Pentru că suntem în plen, ca să spunem, și pentru că mâine va fi un spațiu mai puțin generos, aș vrea să ținem minte ce s-a întâmplat astăzi aici, chiar acum, când suntem mai mulți. Avem în sală, apropo de îngrijirea Haideți ca să vă stați cu spatele. Avem prima organizație de îngrijiri la domiciliu și persoana care a înființat-o în urmă, nu spunem cu câți ani, pe doamna Măriuca Ivan și pe care noi ca fundație vrem de astăzi să o felicităm, o să o ascultați sigur când povestește, dar nu vrem să plecăm din sală până nu știți că dânsa este prima persoană care a înființat prima organizație de îngrijiri a vârstnicului, sigur, la domiciliu, Crucea Alb-Galbenă, toată lumea o știe, aceasta este doamna care a înființat-o și nu vrem ca Fundația Ana Aslan să nu vedeți cu toții că doamna Măriuca a primit, doamna Măriuca așa îi spunem noi, așa, dar îi mulțumește și Ana Aslan la 125 de ani pentru că a făcut posibil ca în țara noastră să existe îngrijiri la domiciliu ale vârstnicului. Și n-am vrut să plecați până când nu o cunoașteți și pe această doamnă cu toții astăzi care sunt aici. Și nu aș vrea să uităm, acum sigur, i-am luat puțin microfonul, pe doamna care a moderat. Doamna Furnea se ocupă de ani de zile ca jurnalist de medicină și problemele din medicină, prezentând partea frumoasă. Vă mulțumim încă o dată. Tăm aici o întreagă. Da, eu mă încât să-ți dau diploma. Mulțumesc că mi-ați oferit această onoare distinsă pentru o mare doamnă a medicinii românești. Pentru o mare doamnă a îngrijirilor la domiciliu, Crucea Alb-Galbenă. Vă felicităm! Vă felicităm! Și bineînțeles, cum am spus, de atâția ani, doamna care astăzi a moderat, doamna jurnalist Rodica Sărmaș Furnea, pe care toată lumea o vedeți în, apropo, în mediul virtual, categoric, sau după aceea în televizor, nu putem să o lăsăm să plece până nu o cunoașteți cu toții, că este dânsa, că este aici și că îi mulțumim. De-a lungul timpului a avut grijă să amintească în emisiuni și că a existat o femeie celebră, cum ați auzit, și nu numai în Filipine,
și aceasta a fost Ana Aslan. De aceea noi, Fundația, dorim să o felicităm de astăzi, ca să-i dăm elan pentru prezentare de scuzați cu așa, dar am zis să nu plecați de aici până când Fundația nu vă prezintă pe cele două doamne dragi nouă pentru ceea ce fac, pentru ceea ce a gândit o altă femeie care a făcut multe pentru. Vă mulțumesc! Da, noi vă mulțumim și vă urăm o seară frumoasă! Toate cele bune!